primit la ușă toate buchetele de flori, frumos, cu toate felicitările. Poliția era pe urmă. Bine ați venit la podcast! Uite-o, bă, pe Neti! Deci se uită în ochii tăi și îi spune lui ăla de lângă tine. Adică tu ce trebuie să faci pe surdul, pe mortul, pe ce să faci? Uite-o, bă, pe, uite-o, bă, pe aia de la horoscop. Fiecare dimineață, la cât te trezești? Să-i spun. Ma to potuto, che cosa c'è di strano, è una canzone, sarà perché ti amo. Deci Venus în Gemeni, Venus în Rac, cu totul altceva. Venus în Săgetător. Ah, deci la mine e Venus în Săgetător. Îți tai vreodată beretonul, Meneti? Numai eu îl tai. Nu cred. Haide! Vino! 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 Bună! Bună! Dragostea mea, viața mea! Ma. Vai, trebuia cu mască! A, nu, a, da, da! Aici, da, așa, mască! Dă, băi, să, geac, geaca asta o am eu aici și geaca asta am pus aici. Alo! Nu! Vreau să fii tu. Lasă să meargă. Să sune. Ești aici, invitata mea specială, acest scaun roșu se aparține. Mulțumesc! De fiecare dată când apeși pe butonul ăsta, o dorință ți se va întâmpla. Împlini. Deci am o dorință și apasă. Apasă așa? Așa. Prima dorință! Andrei, acum îți va aduce prima dorință. Aceasta este cafeaua. Cafeaua, lapte, zahăr și frișcă. Da, mulțumesc. Vrei nu. Și frișcă? Nu vreau. Ciudat. Nu vreau. Pe vremuri îți plăcea? Da. E de ajuns. Prima... E, oricum, nu te-am întrebat ce mă întrebi. Nu te-am întrebat, da. Asta... Am martori. I-am zis Ioanei, nu am întrebat ce mă întreabă. Corect, bravo. Pentru că și să te fi întrebat, tot fiind în direct, nu mă ajută cu nimic. Așa se adevărat. Da. Dar sunt atât de multe întrebări, sunt atât de multe lucruri de făcut astăzi, încât nu știu dacă timpul ne va permite. Ori facem un podcast până noaptea târziu. Hai. Perfect. Mă bucur că ești dispusă, da, pentru sunt, nebunii sunt. De genul ăsta. Păi nu știu ce mă așteaptă, îmi place, adică mă și stresează, dar îmi și place. Bun. Că dacă vroiam, te întrebam, dar ce, dar zi-mi cât de cât ce mă întreb. Nu, nu așa mă te vreau. Pentru că tu, toată viața ta, ai fost puțin curioasă. Da. Mai apasă dată, spune, vreau o dorință. Pa. O dorință. A, o dorință mi s-a citit din cap. Deci, băi, deci aici ai așa, ai nuci. Da. Ai biscuiți. Și biscuiți. Și biscuiți. Cafea, nuci și biscuiți. Da. Eu le-am spus bună. Bună colegilor. Copii. 2, 3 și bună, Neti. 2, 3 și... Bună! Bună, dragilor. Eu v-am spus ca să nu ne audă el. Eu fac doar introducerea, ca așa. Să scap de introducere. Așa. Și după aceea facem cele mai mari prostii ale lui. După aceea ne apucăm de treabă. Da. Salut! Sunt Horia Brenciu și voi sunteți la Lucruri Simple. Mulțumim Aqua Carpatica și Chateau Valvis pentru că ne susțin proiectul. Dragii mei, este un moment unic în istoria podcastului nostru. Planetele s-au aliniat. Astăzi aflăm secretele universului Neti Sandu. Yeah! Secretele universului, așa cum le văd eu. Nu, tu ești universul. A, da. Deci, da, din punctul meu de vedere, tu ești universul. Mulțumesc. Și vreau să spun că fiecare om din echipa mea aflat astăzi aici știe exact cine ești, te-a așteptat mai mult decât au făcut-o pentru invitații noștri. De ce? Pentru că tu deții multe secrete. Pe unele, cred eu, le pot spune. Pe altele, cred că lumea nu e pregătită pentru ele. Asta am vrut să zic. Nu e momentul. Da. Vreau să te întreb din prima clipă. Neti, câte stele sunt pe cer? Un număr neilimitat. Tu ți-ai luat vreo stea? Știu că se practică lucrul ăsta. Unii și-au luat niște hectare. Nu mi-am cumpărat. Nu, pentru că totul e al meu și e înăuntrul meu. Deci la mine e foarte simplu. Totul este înăuntru de la Big Bang.
de acolo, așa? Totul este înăuntrul meu. Aici este totul. Eu nu am altceva de făcut decât să accesez. Atât. Nu trebuie să le caut pe cer. Le mai caut în tabele, într-adevăr, așa, ca să fiu mai exact așa când fac o interpretare, dar dacă vreau ceva anume, știu că e înăuntru. E înăuntrul tău. Da, totul. E un lucru foarte important și foarte complex pe care l-ai spus. Te înțeleg, da, perfect, dar vreau să descoper mai mult. La tine petrecerea zilei tale durează 2 zile de naștere. Da, așa e. Eu cred că te apropii de idilicul 3 zile. E singura persoană. Da. Pe 24 începe petrecerea, da, în noiembrie. Așa. Pe 25 o continui și dacă prinzi un weekend, duminica aia mea. Da, și până prin ianuarie petrec. Da, serios, pentru că nu am timp să mă văd cu familia, cu prietenii și atunci se prelungește până prin ianuarie. Îți place ziua ta de naștere? Da, îmi place. Pe cine invita la ziua ta de naștere? Pe prieteni, pe tine, așa, pe Ioana. Pe Ioana de la PR, pe da. Pe voi, pe toți, da. Uite, să zicem că e ziua mea, acum. Copii, atenție, ne acordăm, da? 2, 3 și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți. Cine? Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Neti să trăiască, neti să trăiască, la mulți ani. Mulțumesc! Asta e o avanpremieră și avanpremieră. Ziua de adevăratele. Nu, asta în fiecare... Pentru că anul trecut am petrecut o singură în casă, că exact atunci m-am covidat. Și am primit la ușă toate buchetele de flori, frumos, toate felicitările, poliția era pe urmele. Și făcea, dar să nu ieșiți din casă. Și eu zic, dar e ziua mea, vreau afară. Nu e voie. Zice, cum e ziua? Păi zic, uitați-vă, nu aveți datele mele. Aoleu, zice, așa e. N-avea cum să vină pe la fereastră, că stau la 8. Nu putea să nu se uite pe geam. Stai într-un bloc la etajul 8. Da. Vreau să spun că astăzi, acum, e momentul să dublăm ziua. Astăzi serbăm 2 zile. Exact cum este, practic, în, practic în buletin scrie 24 noiembrie, dar tu știi, da, foarte clar că la ora 0:30 te-ai născut. Tu ai întrebat-o cumva pe Marineasca? Nu știu cine e Marineasca. Îmi pare rău, dar toate informațiile noastre sunt de la NSA, FBI, CIA. Așa mă gândeam eu. Și puțin din, din Mossad. Da, da, da. Eu cred că ar fi frumos să-ți pui dorința în aplicare, să fim cu toții de ziua ta. Mi-ar face mare plăcere. Astăzi serbăm ziua ta și principiul meu este că în fiecare zi e ziua noastră. Da, așa e. Iar dincolo de asta, eu, ca să fiu, probabil că enervez pe cineva, dar când vorbesc pe social media, eu la fiecare lună, pe 27 ale fiecarei luni, spun, astăzi e ziua mea, tuturor la mulți ani. Și după aceea vine așa un șir de la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Dacă are unul pe la mesajul 10, stai puțin, dar a zis, nu e ziua ta. E 27. Eu aș vrea să-mi servez ziua. Și chestia asta am luat-o de la soția mea. Ea mi-a redat gustul să-mi servez zilele. Dacă îți aduci tu așa, la vârsta ta de 29 de ani, îți aduci tu aminte de cea mai frumoasă aniversare de ziua ta? Nu știu dacă cea mai frumoasă, dar una foarte frumoasă a fost când am împlinit... 22 de ani. Așa, exact. Și, dar pot să spun că e foarte frumos. Deci am împlinit 60 atunci, așa, și am fost... Scuze-mă, ce 60? La ce? Primăveri, toamne, ierni, zile, nopți și așa mai departe. Eu cred că sunt recordul de dezinformare, dar nu insist, trec așa, mai departe. Și la acești
6.0 așa, pe care da. E un nou sistem atunci, Windows. Atunci am fost la munte cu prietenele mele și mi s-a părut cel mai frumos. Era soare, afară era frumos și pe drum mă suna toată lumea și acolo a fost așa de frumos. Mi-am cumpărat toate prostiile, m-au lăsat să mă prostesc cum am vrut. A fost foarte frumos. Nu știu dacă a fost cea mai frumoasă, dar a fost foarte frumos. Am fost atât de fericită că mă simțeam foarte bine și mă gândeam, Doamne, ce bine să ai atâția ani, nu știu unde sunt, nu știu cum am făcut rost de ei, și să te simți atât de bine, Doamne, tuturor doresc așa ceva. Eu cred că în tine se află cel mai mare copil pe care l-am cunoscut vreodată. Da, și eu zic la fel. Sunt și foarte bătrână, dar și foarte tânără. Nu, eu asta, eu de nu, fiecare dată... Nu, stai un pic, eu sunt bătrână de mică. Așa mi-au spus toți. Ba da. La ce s-au referit exact? Da, așa, că eram foarte serioasă și matură. Mie mi-au spus de când m-am născut. Horia, dar am zis, cum m-am născut? Ce? Am zis așa, teleenciclopedia. Vai, nu se poate. Da, nu. Eu cred că această curiozitate pe care ai tu, știu eu, combinată cu elementele pe care vreau să ți le spun, le-am descoperit căutând lucruri despre tine. Ia. Eu cred că te fac și matură, și copil, și perfecționistă, și plină de soluții, plină de resurse. Da, și eu zic la fel. Dar dacă mă întorc în copilărie, vreau să spun că am aflat că tatăl tău este din Fierbinți. Da, așa e. Te întreb un singur lucru. Tu ai auzit de strada Salcâmului din Fierbinți? Nu. Draga mea, pe strada Salcâmului, vreau să-ți lovesc de cutremurătoare, este barul lui Bobiță. Păi am fost. Pe strada Salcâmului, acolo, se întâlnesc Bobonete și a lui Spaima Fierbințiului. Nu știu dacă ți-ai fost problema asta. Am fost. Păi am fost, am filmat acolo, am văzut povestea. Da. Eu n-am intrat pe lista asta. Numai persoanele cu zodii speciale. Puteți filma la Las Fierbinți? Sigur că da. Da, și ce rol ai jucat? Deci ai jucat, practic? Da, și ce ai jucat? O scenetă. Ia, vreau să descriem. Dar nu mai țin minte, că era acum vreo 4 ani. Erai o persoană care îți mențineai zodiile? Da, era ceva legat de zodii. Am înțeles. Da. Și bănesc că le-ai spus ceva acolo, tu, Bobiță, o să ai o viață frumoasă. Tu, da. Cum îl cheamă pe Mihai Wright? Dorel. Tu, Dorel... Și tu, Dorel. Și tu, Dorel. Așa. Deci, eu cred că, în general, toate s-au întâmplat acolo. Ce amintire ai din Las Fierbinți, din copilărie? Ai stat mult acolo? Da, mă duceam doar în vacanțe la verii mei și era foarte frumos. Tanti Nelly era figura centrală, mătușa, așa, care era cea mai elegantă cu coană pe care o văzusem vreodată. Deci nu mama din București, născută în București. Tanti Nelly. Mama nu exista la capitolul ăsta, dar Tanti Nelly era o cucoană. Se dădea cu pudră și mirosea un amestec de pudră cu parfum. Cu parfum. Unghiile întotdeauna, mama nu și lăcuia unghiile, așa, și Tanti Nelly era foarte... foarte elegantă și foarte feminină și plină de rafinament, așa, și foarte, cu multă personalitate. Tanti Nelly trăiește? Da, acum e cam bolnavă. Ce s-a întâmplat? Da, a făcut un atac cerebral. Îmi pare rău. Da. Și e bine? Da. Și Tanti Nelly și la vârsta asta se îmbracă? Mai greu. Mai greu, da. Ne văzuserăm anul trecut și era foarte bine, dar între timp s-a îmbolnăvit, dar vă zic, ea era imaginea centrală. După aceea, vărul meu, Daniel, care nu o să vrea niciodată să fie invitat nicăieri, pentru că nu suportă, e... Nu suportă să spună ceva din... Da, el e poet, așa. Și e foarte talentat. E manager de spital acolo în Fierbinți. E manager de spital? Da, a fost și primar. E foarte deștept,
Foarte talentat, foarte spumos. Dorel a fost primarul din Fierbinți? Nu, Voromeu. Vărătu a fost primar în Fierbinți? Da, 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 a fost. Ai o familie cu state importante? Da, și bunicii au fost, nu, bunica nu, dar ele au fost, bunica și cu sora ei, au fost fete de bogătași. Aha. Dar după aceea averile au fost luate și ele au rămas fără avere. Așa. Se întâmplă din când în când și mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Poate nu știi, dar undeva la capătul secolului, poate știi de lucruri despre mine, căutându-mi zodia, dar nu asta contează. Adevărul ți-l spun chiar acum. Și eu am fost miliardar. A apărut în altă viață. Nu, nu în viața asta, am fost miliardar pentru câteva zile. A apărut un articol în evenimentul zilei din 92, în care zicea foarte clar, Horia Brenciu, moștenitor a 57 de miliarde de dolari. Cum? Reacție. Adio. Și cum? Familia Cârstocea a fost o familie care a fost în Cleveland, în Ohio, în America. Au descoperit o mină de argint. Asta se întâmpla la finalul secolului 19. El moare în 1902 și lasă toată averea moștenitorilor. Da. Iar din una din aripile familiei Cârstocea este familia Brenciu. Da. Și pentru asta am făcut un congres internațional. Erau vreo 400 de moștenitori în urmă cu vreo aproape 30 de ani. Și? Deci tu stai la masă acum cu miliardar. Spune-mi ce vrei. Ce-ți dorești? Știi, era o melodie. Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei. Mă ai vrei pe mine cu ceva? Sau? Și ai rămas cu ceva? Cu amintirea. Tot e ceva. Ai trecut rasant. Da, despre acest dosar mai discutăm. Deocamdată vreau să spun că m-am permis și vreau să, dacă te superi, retractez totul. Mi-am permis dacă să-ți fac astrograma. Ia, hai. Astrograma sau zodiacul? Astrograma. Știi foarte bine despre ce vorbesc. You know what I'm talking about. Ia. Yeah. Doamne și domnilor, Nedi Sandu este săgetător cu ascendent în fecioară. Exact. Bravo. Până aici, mamă. Gata, ți acord credit. Perfect. Mai departe. Atenție, ce urmează? S-ar putea să descoperim o altă Nedi. Săgetătorul definește un om care își dorește să cucerească noi orizonturi. Totdeauna dornic de noi aventuri, noi provocări. Până aici, Neti? Da. Perfect! Ștampilă! Și face 5 pași în loc de altul, de unul cât face cineva. În cazul tău, dragă Neti, aventurile sunt explorarea limitelor minții umane și ca urmare ești tot timpul în căutarea de a învăța ceva nou. Săgetătorul este o fire curioasă, care alocă timp și energie pentru a învăța temeinic și bine atunci când alege să abordeze o anumită temă. Nu ia decizii pripite! De la fecioară, de la ascendentul. Și este un bun factor decizional pentru cei din jur. Exact. Săgetătorul este destul de încăpățânat și are multă energie. Deși nu pare a fi o persoană iubitoare de sport și mișcare. Da, dar să știi că de la conjuncția Mercur-Saturn. Acum vorbesc ca între cunoscăturile conoscer. Conoscer, bien sûr. Bien sûr. Da. Dar nu, săgetătorul face foarte mult sport, dar la mine acolo combinați. Atunci când m-am născut, Mercur era lângă Saturn. Adică îl ține de picioare. Ce înseamnă că Mercur era lângă Saturn? Iată-mă. Adică am scăpat de la lecția asta. Atunci când ne naștem, prima gură de aer pe care o luăm este poziția planetelor de pe cer. Și în momentul ăla, Mercur era în săgetător lângă Saturn. Saturn vine odată la 30 de ani într-un loc. Și combinația asta... Respirați. Nu, să mă iau gură de acolo, să nasc oameni în spatele camerelor, da? Bun. Așa. Și combinația asta Mercur-Saturn te face interiorizat și filozof, dar nu-ți dă apetit pentru mișcare. Nici o problemă. Nu-ți trebuie, stai draga mea. Rezolvă altfel. Ascultă-mă. Nu, ascultă-mă cu atenție. Eu te urmăresc de zeci de ani de zile. Da, și eu. Uite, Neti, nu-mi da viața peste cap. Te rog din suflet. Oprești, da, gata. Nu. Nu, nu-mi spune acum că mă urmărești de ani de zile. Da. Pentru că eu te urmăresc de ani de zile și eu spun foarte clar, nu ai nevoie de sport. Ți-ai făcut foarte frumos lecții. Cu siguranță este pofticioasă. Da. Și iubește micile plăceri nevinovate ale vieții. Paranteză, mâncare gustoasă, traiuri confortabil, plăceri senzuale.
Da, dar conjuncția Mercur-Saturn și ascendentul în Fecioară te face să te poți abține. Adică aș mânca un platou de așa. Un platou dar cu ce? Și mă întreb, pot să nu mănânc? Și îmi răspund da. Pot. Și atunci nu mănânc. Suntem Fecioară. Iartă-mă, dar cât vom sta până la miezul nopții, ne trebuie mâncare. O să vezi despre ce este vorba. Oh. Este prin natura lui acest săgetător, răbdător, perseverent, cu mult simț practic și nu iubește graba. Face greu schimbări și dacă poate alege să nu schimbe ceva, va prefera să rămână în zona de confort. Are dificultăți în a începe ceva nou, dar de îndată ce se angajează la ceva, se va asigura că își face bine treaba. Se mobilizează. Doamnelor și domnilor? Foarte bine! Ai știut Încă n-am terminat, mai am, dar e atât de mult încât ești un univers foarte complex, dragă Neti. De aceea, rugămintea mea este să spui aceste căști. Da, și să cânt. Preferata lui Neti este Daffy. Yeah! Atenție! I love you. Începem. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees, begging please, stop playing games. Neddy, I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. I don't know what to do, but you got me well, I'm under your spell. Și toată lumea! You got me begging up for mercy, why don't you release me? You got me begging for mercy, why won't you release me? Yeah, I said release. Yes! Păi da, mă, dar eu n-am mai cântat așa. La prima vedere. La prima dată când cânti? Da. Bun, fii atentă. Doar refrenul, dar fără să-ți iei foaia în față. Păi nu pot. Ba da, poți așa? Perfect. Atenție. You got un. Ești pe gata? Da. Atenție, liniște. Un, doi și... You got me begging for mercy. Why don't you release me? You got me begging me for mercy, why don't you release me? I said release me. Aplauze pentru Neti! La ce credeai că... Doamne, la ce m-a adus! Termină cu chestiile astea. Așa. Eram stele! Era scris în stele și în ochii, dragii. Nu, ăsta poți să-l păstrezi. Păstrezi. Da, acasă, când vom face peste... când o să plinești 30 de ani, atunci vom face din nou acest... 30 de ani. Da, drăguț. Draga mea, vreau să spun că te admir de peste 25 de ani. Îți spun sincer lucrul ăsta. Da, mulțumesc. Și te apreciez foarte mult pentru că tu nu ți-ai trădat pasiunea. Ai mers... Mers direct înainte. Te-am găsit cu astrele la ProTV în 1995. Da. Și acum, în 2021, ești la fel cu astrele. Care-i secretul ăsta de a merge în continuu pe același drum? Atenție, ești una dintre cele mai formidabile persoane publice, vedete, cum vrei să spui, om cu notorietate din România, care... care și-a păstrat cu credință meseria? Aș zice că sunt mai multe. În primul rând, postul e săgetător și eu sunt săgetător. Doi, ascendentul în Fecioară... 1 decembrie, ProTV-ul. Da, așa. Ascendentul în Fecioară mă face să fiu constantă în zona asta de serviciu. Așa, constant în zona de serviciu. Așa. Și dacă faci astrograma, vezi că la mijlocul cerului, adică în partea cea mai de sus a cercului, acolo unde scrie mijlocul cerului, exact în locul ăla e o stea fixă, Aldebaran. Așa se numește steaua. Da, Aldebaran. Deci am steaua mea. Am steaua mea. Da, deci și Aldebaranul dă popularitate, succes la public.
Și eu când am învățat astrologie, mă gândeam, zic, Doamne, dar ce-o fi asta? Adică eu la momentul ăla lucram într-un institut de proiectări și eram la bibliotecă și erau 300 de cititori acolo în institut. Bibliotecă, pe postul de bibliotecar. Da, bibliotecar, da. Eram la, adică terminasem facultatea de filologie și eram bibliotecar într-un institut de proiectări de inginerie și arhitectură. Și acolo la bibliotecă erau 300 de cititori. Și eu când am învățat, o întrebam pe tipa aia, zic, dar ce înseamnă succes la public? Adică publicul ăsta, că sunt 300 de cititori, nu. Asta se întâmpla în 90. Neti, nu știm acum cum o să arate, că noi suntem abia la început, noi nu știm să interpretăm astfel de lucruri. Am avut și ăsta, dar a căzut. Să numiți Halley. Eu sunt cu cometa Halley. Cometa. Am o cometă. Nu știi exact ce se întâmplă. Necunoscut, celebru, habar n-ai. Ai sigur, că altfel nu rămâneai nici tu. Am căutat. Crezi că ai căutat? În fiecare seară... Cauți. În fiecare seară îmi pun toți copiii, așa, așez fiecare are telescopul lui. Uitați-vă pe cer. HB, HB, copii, trebuie să găsim ostea HB. Și de la Toma până la Andreea, toți te uită și fac, tati, nu e. Nu e, căutăm și mâine. Căutăm și mâine. Și îmi păstrez așa speranța. Probabil că o voi găsi. N-am știut unde să caute. Da, de-aia te-am chemat să mă ajuți. Păi da, dar trebuie să mă duc acasă, să scormonesc pe acolo. Ți-am scormonit eu în biografie. Așa. Și dincolo de asta, lasă-mă puțin să mă gândesc... Păi asta trebuia să-mi spui tu. Uite, e plină masa. E plină masa de orchestră. Vrei puțin apă? Nu. Îmi spui când vrei apă. Da. Horia vrea apă. Da. Când apac, Horia vrea apă. Da, imediat apăs acolo. Vezi că dacă apeși, vine ceva pe aici. Fii atentă. Da, lasă-mă să descriu puțin. În fiecare zi, de peste 25 de ani, tu te trezești de dimineață, da. Sună alarma. Da, două. Ai două alarme? Păi dacă adorm după prima. Cum sună, iartă-mă, cum sună alarma? Alarma mea sună așa. Asta cum sună? Ceas, ca să nu fie de la... Și trrrr de la? Da, exact așa, și care zdrângă-ne creierul. Dumnezeule mare, fiecare dimineață, la cât te trezești? Să-i spun, la două. Da. Unde la două? Noaptea. Și la cât te... Stai, la cât te culci? Păi pe la 8, 9. Dacă mă culc la 10, deja rămâne prea puțin. Tu dormi 5 ore pe noapte? Da, cam așa. Tu și Eliade. Știi că Mircea Eliade a vrut neapărat să vadă dorința lui de a citi era foarte mare și de fiecare dată citea, a ajuns la un moment dat să doarmă 2, 3, 4 ore pe noapte și atât, pentru că citea în continuu. Tu practic citești zodii. Da, adică... Te trezești la 2, sună alarma. Da, mă trezesc la ora aia pentru că las apa să curgă, să mă duc, să fac duș. Așa. După, în timpul ăsta fac cafea. După aceea mă întorc, beau cafeaua. Așa, mă uit ori la un început de film, ori la un final. Că n-am cum să văd un film întreg. Așa. Și vreau să fiu trează. Așa? Vreau să fiu... De-aia mă scol la ora aia. Vreau să fiu trează. Nu să mă duc căpiat acolo și hai să îndrug ceva pe acolo să scap. Nu, pentru că simt că nu... Nu ești tu. Nu mi-am făcut treaba. Tu trebuie să faci treaba bine, corect. Ca lumea. Da. Ca lumea, da. Mai ales că tot timpul e în direct. Și cel mai greu e cu cineva care nu știe astrologie. Aha. Că te întreabă ce trece unui om normal prin cap. Și atunci tu trebuie să fii tot timpul atent la ce ești întrebat. Deși e zilnic, sunt colegii tăi, lor le vine o idee. Bă, dar cum e asta? Și tu rămâi interzis. Adică, mamă, nu mă așteptam la așa ceva. Te pun într-o dilemă. Da, te pun într-o dilemă. Și tu trebuie tot timpul să fii treaz la cap. Deși e zilnic, sunt colegii tăi, n-are ce să ți se întâmple. Da, s-ar putea să ți se întâmple. În dimineața asta ce secvență de film ai văzut? Pentru azi? Da. Păi nu știu, că pot să mă întreb ceva și să nu știu. Și o să-ți spun că nu știu. Am înțeles. Să știi că pe Netflix există un film, puțin dur, atrag atenția, nu are AP-ul pe el, acordul părinților, cu un bibliotecar, care îi place foarte mult și a fost bibliotecar. Serialul îi spune You.
nu lăsați copiii să se apropie de televizor, dar voi, adulții, puteți vedea acolo niște scene puternice. Așadar, pregătirea pentru emisie, am făcut-o. Și eu vreau să-ți mai spun ceva despre femeia săgetător, adică despre Neti Sandu. Yeah. Am foarte multe lucruri de spus și foarte puțin timp la dispoziție. Femeia săgetător iubește atingerile fizice și este foarte tandră. Iubește copiii și se descurcă foarte bine în a avea grijă de ei. Emoțiile ei sunt stabile și puternice și poate fi extrem de pasională și înflăcărată în cauza în care crede, exemplu, drepturile omului sau ale copiilor. Îmi pare bine că nu spui nu, dar acum îți voi povesti despre copilărie. Pentru săgetător, casa părintească ar trebui să fie un cuib al fericirii. Chiar și adulții se întorc iar și iar cu aceeași bucurie în casa părintească și în brațele mamei. Iar în cazul ei este puternică amintirea unei bunici, al unui bunic, are o legătură puternică, nu neapărat ușoară cu mama. Aceste configurații arată o copilărie confortabilă și destul de ușoară. Chiar ar fi putut fi cocoloșită peste măsură. Păi, da. Cu ce să încep? Pentru că la noi acasă era super. Era o curte ca un rai în care bunicul, care era ardelean, se ocupa de toată grădina și combina florile, copacii, altoia și aveam cele mai grozave fructe, cele mai splendide flori. Deci totul era un rai când te uitai pe fereastră. Așa, și... Asta se întâmpla în București? Noi eram, da, în București. Unde anume în București? Iartă-mă, dar raiul ăsta... Râul Doamnei, dacă știi. Aha. Da, în partea de dincolo de șosea. E un cartier acolo. Așa. Și bunicul organizase în așa fel acolo încât să avem un copac foarte mare ca un umbrar și tata făcuse de desubt un șezlong și acolo îmi făceam, mă rog, îmi făceam cafea și îmi citeam cărțile mele, nu știu ce, la dincolo de gard, așa era un salcâm acolo, iar era ceva amenajat, totul era foarte frumos, așa. Și noi am fost crescute, eu și sora mea, de două rânduri, de părinți și de bunici. Și atunci cocoloșitul de aici a venit, pentru că, pe de o parte, te cocoloșea. Nu, lasă, nu te duce, că mă duc eu să-ți aduc. Stai tu că ți-aduc eu. Stai tu că ți-aduc. Așa, da. Dar, pe de altă parte, erau patru adulți cu mii de pretenții. Și tu erai tot mic, tot copil și trebuia tot timpul să-i mulțumești pe toți. Crezi că asta te-a maturizat? Da, și m-a traumatizat. Ca să zic așa. Da, da, da. Adică e grozav că totul ți se oferă pe tavă, dar în rest tu trebuie să faci totul. Adică tu atât de mic... Dă-mă un exemplu, ce trebuia să faci tu? Păi nu știu, trebuia să strângem lucrurile, trebuia să dormim, trebuia să învățăm, trebuia să și să și să și să și să și să și să. Acum trebuie să faci aia, acum trebuie să faci aia, dar în principiu ei făceau totul și tu trebuia să înveți. Dar poate n-aveam chef, noroc că mie îmi plăcea, dar vreau să zic. Știi, asta e apropo de cocoloșitul ăsta pe care îl plătești scump. Dar, iartă-mă, da, vreau să spun că acum, ceea ce s-a întâmplat în copilărie, te ajută să fii perfecționista de astăzi. Da, 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 păi da, eu știu asta. Spune-mi, eu am auzit foarte multă lume spunând, am încredere în Neti. Deci, îți spun, există lumea, da. Există oameni... Eu cred că sunt conștiincioasă, de bază. Adică, dacă am ceva de făcut, trebuie neapărat orice las totul și focalizez absolut toate resursele acolo. După aia văd eu, zac, două săptămâni, o lună, zic și eu. Dar eu trebuie să fac treaba aia. Dar asta și pentru că e o moștenire de ADN acolo. Când ți-ai descoperit pasiunea asta pentru astre? A venit? Păi eu o să spun de la ce e, că mă gândeam că o să mă întrebi asta. Uh-huh. Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, uh-huh, ca să vezi de unde pornesc, da, vroia ca cineva să urmeze
pe linia asta. Și ăla eu, nimeni. Mama nu a vrut, tata nici atât să audă, pentru că mama era fiică sa. Da. Și mama a hotărât că nu. Și atunci s-o dăm pe Ifigenia, așa, din Aulida, așa, așa, da, să servească ea. Eu, e adevărat că mă duceam și cântam acolo în cor, că acest cult penticostal era în diagonală cu curtea noastră. Am înțeles, peste drum. Da, peste drum, da, și ne duceam acolo, că era frumos, erau și alți copii, stăteam, cântam și spuneam poezii. Deci eu acolo mi-am început cariera, dacă vreți. Adică tu ai intrat într-un fel de, într-un fel de mister, nu ne-a spune mistic, mai mult mister decât... Da, și bunicul, care avea doar 3 clase, dar era foarte gospodar din calea afară, așa, și foarte sănătos la minte, a intrat în religia asta, în crezul ăsta, și așa a murit. Față de alții, că normal am avut ocazia să observ, foarte mulți au ieșit de acolo pentru că nu s-au regăsit. Dar bunicul și bunica, deci împreună au venit în 1930 în București, au făcut acea casă și tot acolo pe stradă s-a înființat acest cult și ei au avut de ales între mai multe ramuri și ei s-au regăsit în ramura asta. Tu în ce ramură religioasă eu te regăsești? Nu am avut. Eu nu știu ce să zic. Eu am o relație cu mine. Am înțeles. Da, eu aici îl caut. Nu mă duc. Am fost într-adevăr și eu la biserică. Deci mama, care nu a putut să fie o adeptă a cultului, nu a putut să se ducă nici la biserica normală. Și atunci săraca ea era pe din afară cu totul. Eu, stai să mă întorc la bunicul, pentru că nu am putut, eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul, că el spunea următorul lucru. Viața asta nu trebuie trăită. Pentru că există promisiunea de după. De după. Eu nu înțelegeam absolut deloc. Mi-a dat să citesc Biblia. Am citit Biblia, am conspectat-o, am învățat, mă duceam să întreb. Aoleu, nu mă întreba asta, că nu e voie. Aoleu, nu e voie. Bine, pardon. Așa, și tot așa. Și am zis, bă, dar nu se poate. El crede în ceva. În ce-o fi crezând, că eu nu înțeleg. Adică nu. Ideea era următoarea. Eu aveam mare încredere că el știa în ce crede, dar eu nu... Nu pricepeai. Nu pricepeam. Despre ce vorba. Și cred că asta te-a făcut curioasă să descoperi. Și atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filozofia pământului am citit-o. Dumnezeule mare. Da. Pentru facultate. Da, eu n-am învățat cum învățau colegii mei. Eu m-am pus serios pe studiu, îmi dădeam doctoratul în fiecare de asta. Așa. Și după aceea, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filozofiilor acestui pământ, am zis, nu, eu trebuie să caut altundeva, să o iau altfel. Pentru că acolo trebuia să fie ceva, în ce a zis bunicu. Practic, cuvintele bunicului care erau foarte... Le-ai simțit... Deci bunicul meu cu 3 clase. Cu 3 clase. Asta te ambiționa să văd să descopere lumea întreagă. Să fie ceva, da. Și oricum, din cauza, mă rog, a felului cum puneau ei problema, cum ne educau, nu știu ce, niciodată nu m-am întrebat de ce mie, de ce mi se întâmplă mie cu tare lucru. Dar mă gândeam că dacă mi se întâmplă mie, trebuie să fiu atentă să văd de ce. Adică nu că m-a pedepsit Dumnezeu sau că așa, eu nu vedeam asta cum vede toată lumea. Dar trebuia să văd ce vrea să-mi spună. Eu așa am pornit pe asta. Și atunci... După ce am terminat și cu facultatea, am răscolit tot ce s-a putut în facultatea de filologie ca să aflu niște răspunsuri. După Revoluție, aici e momentul de unde am început, m-am dus la cursuri de yoga. Și acolo niște fetițe, eu tot nu eram tânără, îți dai seama atunci la Revoluție, dar niște fetițe tinere au zis, doamnă, nu vreți să veniți cu noi la niște cursuri de astrologie? Ia să văd eu ce e acolo, că nu știam decât zodiac. Și atunci m-am dus la Casa de Cultură Preoteasa, da, și era un amfiteatru
în care erau foarte mulți interesați de ce e acolo și a venit un domn profesor și a spus, cu tare ne-a prezentat cam cum ar fi treaba cu astrologia, cu zodiacul, cu nu știu ce, și la final a zis așa, dar oricum să știți că din toată sala asta, din oamenii ăștia atât de mulți, unul singur va ajunge ceva. Te cunoștea înainte sau a zis asta? Nu mă știe dacă eu... Asta a zis ca să ambiționeze pe toată lumea. Nu, nu. El știa că așa se întâmplă. Adică... Nu știu, el a zis, dar eu mă gândesc... A intuit lucrul ăsta? Eu care nu înțeleg calculele, nu știu să fac lucruri complicate la matematică. Adică știam trigonometrie, mm-hmm, geometrie, dar... Frumoasă nu... trigonometrie. Foarte. Așa, dar mă gândeam că nu o să fiu eu aia din toți oamenii ăia când eu mă duceam pentru prima dată acolo. Da, dar chemarea e chemare. Da. Chemarea e chemare, da. Într-adevăr. Și atunci exista o fată care... Nu, profesorul a întrebat așa, mai știe cineva cât de cât astrologie? Și o fată a zis, da, eu am mai încercat câte ceva. Și el a zis, bine, atunci, uite, îi preiei tu pe cei care vor să învețe și îi aduci până unde știi tu și după aceea mi-i predai mie. Și eu când am ajuns să vorbesc cu fata asta, mi-am dat seama că eu nu știu să calculez ascendentul. Și i-am spus, dar eu nu o să știu să calculez ascendentul. Și ea mi-a zis așa, foarte simplu. Uite, ți-arăt o singură dată și dacă nu știi, eu te las în pace. Și te-a ambiționat lucrul ăsta. Și mi s-a părut, cum, atât de simplu? Da, gata. Și de atunci am început. Nu, nu trebuie să fie mai mult decât atâta. Adică, dincolo de a calcula niște, exact cum ai zis, tabele, trebuie să fie și cum să spun, credința ta sau... Nu, era căutarea. Căutarea, exact. Și stai să-ți mai spun ceva. Deci, ca să ne întoarcem la astrologie, că tu mi-ai făcut astrogramă și da, vreau să da, mai adaug și eu câte ceva. Uranus este cel care se ocupă de astrologie. El este într-o poziție foarte tensionată, cât să-mi dea curiozitatea, pe de-o parte. Pe de altă parte, există un Pluton, care este misterul ascunsul și karma, adică am mai încercat, Pluton? Am mai... Pluton. Formidabil. Da. Karma. Care este într-o casă ascunsă, foarte aproape de ascendent. Și asta face ca să fie atracția asta pentru mister și pentru căutarea interioară. Și căutarea interioară mai vine și de la faptul că, dacă ne uităm la cerc, majoritatea planetelor mele sunt pe partea de sud, care înseamnă noapte, și dacă era pe partea de deasupra, era doar social. Dar după cum ai observat, nu prea mă vezi la social. Dar nu, te, Ioana, te... Nu, 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 nu e prea social, Ioana, Ioana, nu? Nu? Mă duc. Eu știu. Da. Vreau să spun că de multe ori când m-am... Lumea judecă după zodie. Fii atent. Edi, ce zodie ești? Berbec. Berbec. Deja eu nu știu ce da, înseamnă. Da, îi pui o etichetă. Îi pui o etichetă. Da. E corect lucrul ăsta? Asta este cel mai greșit lucru pe care fel, o să face. Într-un fel e corect, pentru că nu avem alte elemente. De, adică eu știu descrie. Că el se va mișca repede, dacă îl rog ceva mă ajută imediat, dacă e mai impulsiv întâi sparge ușa și după aia vede că e deschisă. Ăsta e berbecul? Ăsta e berbecul, da. Edi, nu mai sparge ușa, tată. Ușor, ia ușor. Da, așa se zice. Nu, dar în general ei sunt foarte vioi. Foarte vioi. Și te poți baza pe ei. Și crezi da. Că săgetătorii nu sunt vioi? Ba da. De aceea te rog frumos să spui căștile. Aoleu, iar mă pune să cânt și eu nu pot. Da, de data asta e un lucru mai complicat. Aoleu. Deci, eu știu foarte clar, draga mea Neti, că noi nu, în fața camerelor, nu ne dezvoltăm mișcările așa cum am vrea. Dar pentru acest moment care urmează, dă camerele la o parte... În urechile tale vom asculta ceva, iar în momentul de față telespectatorii nu pot asculta pentru că sunt privați de acest lucru și noi nu avem drepturi pe melodie. Dar asta nu contează prea mult. Problema este că în momentul de față, dacă simți că acele gânduri muzicale te îmbie la dans, vreau să o faci, nu, nu te abține deloc. Atenție! Nu, eu cu dansul nu. Cum a intrat, te-am văzut. Atenție! Special pentru Neti!
Special pentru Eti, dă-i drumul la piesă! Așa! Cine zicea că Eti nu se mișcă? Oie! Bine ați venit la podcast! Urmăriți noi de bun în cadru care dansează. Aguilera. Care Aguilera? Aguilera, tu ce cântă ce piesă? Ea? Ce piesă? Tu știi că Aguilera a fost la Cerul de Aur prin 96. Da? Da, și a cântat imediat după aceea a lansat Gin in a Bottle. Îmi place și ăla. Așa. Nu știu cum se cheamă. Da, exact, dar tu ai voce. Am voce, dar nu pot să cânt. Niciodată nu mi-am dat seama. Tu de ce nu? Tu ai putea să faci un nou capitol din viața ta. Acum, după 30 de ani, vă invit la Zodiacul Muzical. Ia, ce mai cântăm? Partea a doua. Te rog frumos, eu nu o să mănânc astea. Dar nu pot să mănânc. Astea le mănânc la ora 2 dimineața. 2 dimineața? Este perfectă. Eu cred că trebuie să ne pregătim pentru următoarea noastră intervenție. Una peste alta, vreau neapărat să guști, barem să guști, știu că ai principiile tale foarte bine prinse, dar în momentul de față, Maria, tot e pregătit? Trebuie să apeși pe microfon și puneți vreau dorință sau zici ce vrei tu. I wish. Uite-te la ele. Asta e aia și pentru de, mine, la... de la asta e prăjitura cu bezea care îți place ție e? Foarte tare. A, doar Elena știe. Elena. Elena, toată lumea știe. Elena era zodia știe. Ta. Deci vreau să văd, eu n-am mâncat niciodată această... Doamne, această e divină! Este un fel de coloseum aici ce se întâmplă. Ioana, tu i-ai zis? Nu mi-a zis. Ioana nu mi-a zis. Eu o văd pentru prima dată pe Ioana. Deci asta e prăjitura cu bezea care îți place ție. Da, e un monument. Edi, fii atent. Tăticule, e foarte bună prăjitura. Bine. Parol. Bine. O, Dumnezeule! Ai gusturi senzaționale. E grozavă.
Eu prima dată, deci, am mai multe păsărele care au venit la mine și mi-au zis... Endorfine! 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 Așa! Anunț pentru subscribe. Vă rugăm frumos să dea subscribe la pagina noastră de YouTube, doar cei născuți în zodii de foc și aer. Cine sunt? Nu știu. Foc și aer? Păi, foc săgetător, și... berbec și leu, și aer, gemenii, vărsător și balanță. Deci, fecioarele mai târziu. Mai să târziu dea subscribe. La semnul de pământ. Mm. Așa. Bar cu apă? Da, vă rog. Știam că-ți place... Cu îmi place asta. Mama, tata, bunicii să-mi aducă. Sunt aici pentru tine. Mulțumesc. De data asta vin eu. Ți-aș propune, dacă vrei, da. Și nu-mi spune nu, pentru că știu că vrei să încerci, eu îți propun să spun peste apa asta plată puțin un strop de apă minerală. Unde este Neti, cea care apa vrea minerală, să cucerească. Dar nu dorez minerală. Nu, eu vreau să spun că ăsta este șprițul meu preferat. Toată lumea care mă știe zice așa. Horia, să-ți aduc puțin apă plată combinată cu apă minerală? Da, te rog, mulțumesc foarte frumos. E, când acest mixaj, atenție, de 75% apă plată așa. Și 25% apă minerală se înfiripă pe papilele mele gustative... Nu e un curcubeu, e un fel de răsărit. Somewhere over the rainbow. Draga mea, Neti, printre nuci, biscuiți și prăjitura cu bezea, vreau să te întreb un singur lucru. Câte planete sunt? Păi, cele cu care operăm noi sunt 10. 10 planete? Da. Niciodată n-am fost capabil să spun de la 1 la 10. Dar niciodată. Mă opream pe la 8-9 și stăteam așa cu mâinile în sus. Și acum vreau să mă ajuți. Pământul se consideră Soare. Planetă. Soare. Soare. Luna. Luna. Mercur. Mercur. Venus. Venus. Marte. Marte. Jupiter. Jupiter. Uranus. Uranus. Saturn. Saturn. Neptun. Neptun. Pluton. Pluton. Și mai avem axa karmică. Și luna neagră și Chiron. Astra karmică și luna neagră. Da. Deci axa karmică e așa. Avem o diagonală care taie cercul în două. Așa. Și avem într-o parte, la un capăt avem capul dragonului. Uh-huh. Și la celălalt capăt avem coada dragonului. Și prima ne arată de unde venim și ăsta ne arată unde ne ducem. Partea opusă. Și atunci, dacă te uiți în tabele, afli ce lecție ai mai încercat și nu ți-a reușit. Și de obicei în tabelă îți spune dacă e retrogradă sau nu. Că înseamnă că tu ai mai încercat să faci lucrul ăsta și nu ți-a reușit. Și aici ai venit să definitivezi acest lucru. Fiecare avem de perfectat niște lucruri. Faptul că ne naștem într-o zodie care are niște calități și niște defecte, înseamnă că noi fix de alea trebuie să scăpăm de defecte și să ne folosim de acele calități. Deci avem la dispoziție viața să ne luptăm cu ea și da. Cu noi, de fapt. Da, așa exact. Cum zici tu că universul da. Tău ești tu. E înăuntru. Da. Eu trebuie doar să scormonez pe acolo și să scot. Și nu tu îl dezvolți, practic, cuiva. Și tot tu îl dezvolți păi universul da. Tău. Da. Care e planeta și de ta? Mine depinde. Care e planeta ta preferată? Păi, planeta preferată ar fi Jupiter, uite, na, că e patroana mea. Și e marele benefic și planeta mea preferată este Alice, e patroana mea. Asta e viața mea. Mă bucur. Bine, dacă uite, mâine se e înscriere. Mâine afară o înscriere pentru o șalupă, o rachetă specială se duce către Jupiter. Da. Iar tu zici, iau bilet la Jupiter. One way. One da. Way. Pe cine ai luat cu tine? Păi nu cred că aș lua pe cineva. Te duce singură pe Jupiter? Da. Nu, eu vin cu tine, nu te las singură. Nu. Eu nu te las singură pe Jupiter. Eu zic așa, că sunt
sunt oameni cu care poți să faci multe lucruri. Cu tine pot să mă înțeleg, cu tine pot să cânt, cu tine pot să mă plimb, pot să fac tot felul de lucruri. Mm-hmm. Dar tu ești tu cu tine. Nu vreau să car pe cineva după mine. Iar dacă cineva... ca să fie spatele meu, știi? Am înțeles, adică, ce vrei să zici. Nu, asta, eu de aia nu aș lua pe nimeni, pentru că tot eu trebuie să fac totul. Dar dacă cineva zice, dacă acum intră pe ușa. Cineva, da, dacă e cineva așa, care îmi este distribuit, ca să zic așa, da, mm-hmm. da. Dar nu, nu o să iau pe nimeni. Eu nu o să iau pe nimeni. Eu mă regăsesc în multe lucruri pe care le spui. Păi cred. Dar eu mă regăsesc când aveam 25 de ani, în spusele tale. De ce spun lucrul ăsta? La ce mă refer? Senzația mea când aveam 25 de ani este că nimeni nu mă poate iubi. Și zic, exact, nu implic pe nimeni în relație, nu implic pe nimeni, nu vreau să am și răspunderea dragostei lui. Dar de fapt, ce am învățat este că acum, în fața laptopurilor, telefoanelor sau cei care ne privesc, eu cred că din oamenii ăștia de acolo sunt foarte mulți oameni care nu te iubesc pentru ceea ce ești tu ca și om care împărtășește secrete și nu numai, ci pentru că te iubește, pentru că îi place de tine. Nu, se regăsesc în ce spun. Și eu, de exemplu, când eram tânăr, îmi plăceau niște actrițe americance și ziceam, măi, eu chiar sunt îndrăgostit de, nu n-o știam, dar sunt îndrăgostit de felul cum te comporți, mișcările și așa mai departe. Da. Zic, dacă ar ști de mine, eu cred că i-ar păsa de sentimentele mele. Eu, în continuare, cred că noi trebuie să lăsăm, e adevărat, în anumite restricții, eu cred că trebuie să lăsăm poarta asta deschisă. Să lăsăm oamenii care ne iubesc să se apropie de noi. Da, eu sunt de acord cu asta, dar... Aici cred că ceea ce sabotează la bază e faptul că eu, de exemplu, mm-hmm. și poate și alții simt la fel, este că atâta timp cât provii dintr-o structură dependentă, dintr-o familie, deci gândește-te încă o dată, dacă pe mine m-au crescut și bunicii și părinții, eu am trăit tot timpul dependentă de acei oameni care trebuiau să facă în locul meu și eu trebuia să fac doar bomboana de deasupra ca să fie ei mulțumiți. Nu. Asta înseamnă că eu am fost tot timpul dependentă de niște oameni care să aibă grijă de mine. Eu când am devenit conștientă de acest lucru, am zis că nu, tocmai aceste dependențe trebuie tăiate ca să pot să trăiesc eu cu mine, pentru că altfel eu nu aș putea trăi. Și nu te poți descoperi? Păi nu, nu poți să te descoperi. Dacă tu aștepți să vină unul, să mă iubească. Eu când le aud pe astea la televizor și peste tot, dar să mă iubească și pe mine cineva. Dar de ce trebuie să te iubească? Dar fii tu cum ești și vine omul să te iubească, frate. Eu știu ce zici. Tu vrei... Ok, eu știu ce zici. Da. Și am văzut secvența asta într-un film cu Will Smith. Când, în Hitch, dacă mai țineți minte, filmul în care el îi învață pe alții cum să cucerească fete. Și la un dat, vânătorul este vânat și se îndrăgostește. Și fii atent ce se întâmplă. Da. Se îndrăgostește de o tipă, nu-i spune că el este sfătuitor de agățat. Aha. Tipa pe la finalul filmului îi descoperă. A, de ăsta mi-ești, zice tipa. Eva Mendes, cred că era. Uh-huh. Adio. Asta se duce acasă la el, ăsta îți dă seama că o iubește și se duce după ea. Urcă la ea în apartament, bate la ușă, deschide, da, ce vrei? Lasă-mă în pace. Între timp, ăsta o vede că își face bagajul. Nu, nu pleca, te rog, rămâi, nu pleca, lasă-mă în pace și închide ușa. Până aici, un om normal zicea, ok, nu mă mai iubește, mă părăsește, o părăsesc și eu. Dar dacă iubirea ta e mai puternică, ceea ce vrei tu de fapt, tu vrei o iubire serioasă, puternică. Păi asta da, vrei tu. Da, iată-te aici. Normal. Mai departe. Deschide din nou așa. Vreau să stau, îmi cer scuze, îmi pare rău pentru tot ce am făcut. Și la un moment dat un tip iese. Din baie de undeva. Îl demoralizează pe tipul ăsta. Tipul ia bagajele și coboară cu tipa pe scări, cu Eva Mendes. Will Smith în spate? Nu se poate așa ceva. Al doilea bărbat, al doua, cum să spun, graniță de iubire. Aici, unul ar fi plecat acasă. Dar nu, el a continuat. Nu, fuge după ea pe scări. Lasă-mă, nu, te iubesc, vreau să rămân lângă mine. Lasă-mă în pace. În momentul de față, ea se pune în mașină, el se pune în mașină, dau drumul la mașină
Will Smith, în continuare, nu-i vine să creadă. Iubita mea scapă de sub, din mâinile mele. Și pornește mașina respectivă. A treia graniță în care un om ar zice, domne, mă duc acasă. Nu vezi că s-a dus cu altul? El nu. Ce nu înțelegi? Iubirea lui era atât de puternică încât s-a dus, s-a agățat, s-a aruncat pe mașină și s-a agățat pe ștergătoare și stătea așa. Nu, da, te... da, da, l-a pus frână bruscă, Will Smith s-a dus în față și puf, a rămas libit de caldărâm. Și atunci ea a zis, da, băiatul ăsta merită. S-a dus după el, a ridicat, e da. Fratele meu. Ah, super. Înțelegi? Da. Și într-adevăr, există, au existat patru stadii în care orice om normal ar fi... Dom'le, gata, nu mai vrea. Uite, pleacă, uite, are și un bărbat. Nu știu ce, la revedere. Ah, pleacă mașina. Du-te acasă la casa ta. Nu, e la... Da. Tu vrei o dragoste serioasă. Da, și vreau mă ofer mai... eu. Aici sunt. Te-ai mai și mâine da, din cadru, avem, nu contează. Avem și dragoste platonică pentru treaba asta. Platon și Aristotel. Așa cum îi zicem noi toate lui Busu. Și el zice, bă, dar m-am suturat, bă, de platonicul ăsta. Nu m-a dat platonica în parte. Busu. Da, noi glumim cu el. Nu, nu stai că vreau să spun altceva. Eu nu vreau să stau cu cineva numai pentru că nu pot să stau singură. Corect. Deci bravo. Aici e problema cu dependențele. Tu întâi trebuie să-ți rezolvi aceste dependențe și dacă e loc să intre cineva, să intre, dar nu numai pentru că eu sunt dependentă și nu pot să stau singură. Partenerul trebuie să te îmbogățească. Da, trebuie să fie o completare. Eu văd o prietenie, o relație, o... eu altfel văd trăitul cu cineva. Nu așa cum, aoleo, ia și tu, fă și tu piața, fă și tu aia. Da, se fac și astea, dar la alt nivel, nu știu, mult mai... Eu te înțeleg perfect. Eu m-am căsătorit la 40... și ceva de ani. Și vreau să spun că poate mi-a folosit faptul că m-am căsătorit la vârsta asta. Da, pentru că, da. Într-adevăr, așa cum discutam și cu o prietenă de-a mea, Andreea Bereclanu, într-adevăr, o dragoste mai matură parcă este o cale mai sigură de sentimentală. Nu spun că dragostea de tinerețe nu ajută. Greu. Da, dar e foarte greu să conviețuiești. În special în zilele noastre sau în mod frecvent? Nu, eu zic că în general. Acum, în zilele noastre, deja sunt alte probleme. Probleme vor fi mereu. Da. Eu vreau să spun un singur lucru. Dar am experimentat trăitul în doi și așa cum am trăit, mi-a plăcut. Ceva serios, adică ai fost căsătorită. Da, 10 ani. Da, am stat 10 ani. Da, și deci aia a fost așa cum am avut eu nevoie. Deci există genul ăsta așa la nivelul la care văd eu. Știi că era o piesă, Dragostea durează 3 ani, era cu Cristi Iacob, o piesă de teatru. Da, n-am văzut-o. Dar Dragostea durează 10 ani la tine? Da, dar ideea e că trebuie să te completezi. Să multe lucruri pe care le faci să fie admirate, aprobate de partener și tu să ai tot Neti, timpul ce să admiri. Te întreb direct, ești îndrăgostit acum? Nu. Și dacă cineva intre pe ușa aia? Da. Și îți... Păi, așa vrei la Stai. Scenariu. Vorbim despre filme. Da. Nu te uiți tu în fiecare dimineață la filme? Sunt scenarii. În scenariu spun și eu. Eu cred că tu ești o persoană plină de dragoste. Păi da, absolut plină de dragoste și abia aștepți să-ți găsești un partener ca vulcanul Vesuvia. Etna și Vesuvia. Scuze-mă, Etna, da, Vesuvia sunt eu. Etna, tu să scoată lava. Sunt convins că acest lucru se întâmplă și abia aștept să fiu martorul dragostei tale. Ok. Ce vrei să fac la nunta ta? Spune-mi exact. A, și să nu cumva să te aud, dacă iubești, căsătorești. Dacă iubești, căsătorești. De ce? Pentru că îi creează și lui responsabilitate și, băi, mă angajez într-o relație. Dar și, pe de altă parte, și ție. Dar vreau să te întreb un lucru. Nu, dar sunt la vârsta potrivită. Văd că discutăm. Da. Nu, eu te-am invitat aici pentru niște discuții serioase. Nu... Da, dar și eu vorbesc serios. Bun. Dar eu ți-am răspuns foarte serios. Bun, acum există probabil bărbați care te iubesc. Dar ei vor să afle un singur lucru. Eu acum sunt purtătură de cuvânt. Vei risca să etichetezi pe undeva datorită sau din cauza zodiilor lor? Ei, Doamne, nu, pentru că eu știu cum se face, cum se gândește compatibilitatea. Adică, uite, cum am zis, dacă el e berbec, ce înseamnă pentru mine? Eu ce aflu? Eu.
că acum vorbesc de mine, tu o să afli că el e așa, e așa, e așa. Nu, eu ce aflu? Că el are soarele în berbec și are toate celelalte planete în toate colțurile cercului, în ghilimele colțuri și cerc, da? Și atunci, eu o să aflu doar care e tipul lui de energie și că există o compatibilitate cu soarele meu, dar felul în care se combină planetele lui cu ale mele, eu nu știu decât dacă mă uit în tabel, că n-am de unde să știu numai uitându-mă la el. Deci, eu pot, nu, pot să fac altceva. Uite, el să vină, să vorbească, să se miște, să nu știu ce, și eu să încerc să spun ce zodie e. Da, dar și intuiția ta, eu un psiholog bun, ești un psiholog bun. Da, sunt. Cu ce zodie ești compatibilă? Păi, dacă e să o luăm așa, ți-am zis, cu leul și cu berbecul, dar pe de altă parte în leu sunt niște planete care fac niște tensiuni foarte mari la ce se află în cercul meu de bază și atunci nu merge treaba asta. Și așa e la toată lumea, că zice, a, da, mă înțeleg cu berbecul. Da, te înțelegi cu berbecul, dar asta nu înseamnă nimic, decât că e un singur tip de energie care se potrivește cu al tău, dar nu așa se gândește. Lucrurile sunt foarte complicate, dar stai un pic. Atunci când sunt întrebată ceva, eu am în cap toate astea și trebuie să răspund cu da sau nu. Ăsta e cel mai greu lucru. Bun, o întrebare de da sau nu. Da. Soția mea s-a născut pe 21 ianuarie, e vărsător, nu mă înșel? Nu mă șel. Păi numai dacă mă uit în tabel, că da, nu intră în fiecare an în aceeași zodie. Nu intră în fiecare an în aceeași zi în zodia respectivă. Trebuie să ne uităm în tabel. Uite, dăm puțin tabelul la o parte. Așa, eu da. Sunt... Fecioară. Fecioara cu vărsătorul se au cât de cât bine? Nu. Dar nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic, credeți-mă. Exact. Știam eu că e o problemă în căsnicia noastră. O relație frecvent întâlnită între berbec, iar ne legăm de berbec. Aurora, soția lui. Cum? Berbec gemeni? Și Capricorn. E bun. Berbecul gemeni se potrivesc. Bun, și perfect. Sunt amândoi pe energie, așa merge treaba. Dar berbecul Capricorn, cea mai frecventă asta e. Și eu îi întreb mereu, dar vă merge bine? Ei, eu îl las în pace. Doar așa. Pentru că eu o văd, ea e în vârstă și e de o viață cu el. Păi da, e clar. Adică, dacă mă întreba să se căsătorească cu el, îi ziceam... Nu e bun. Pentru că e quadratură. Deci, la carte zice quadratură. Nu e bun. Dar, ce înseamnă? Soarele ei cu soarele lui se bat cap în cap. Dar ce constați după aia? Că ascendentul lui se asortează cu zodia ei și ascendentul ei se asortează cu nu știu ce foarte important de la el. Gata! Gata. Păi asta e, știi, la căsătorii pe nevăzute. La asta trebuia să te uiți acolo, știi, care cu care la asta, nu. Dacă mă iei cu leu, cu vărsător, cu nu știu, nu. E doar un singur element pe care îl iau în calcul. Dar noi la compatibilitate vorbim despre foarte mulți factori. Deci, crede-mă, e foarte complicat, dar pe de altă parte e foarte simplu. Dar nu, de ceea ce... Da, știi că asta e, după ce știi foarte multe, da. După aceea totul e foarte simplu, că tu trebuie să poți să spui lucrurile astea. Adică să le treci prin tine, să le filtrezi și să oferi pastilă. Uite, o pastilă pentru dumneata. Nu, astăzi mă duc acasă, o să-i spun, draga mea, uite, au trecut, avem 4 copii împreună. Da, stai puțin. Am trecut prin 9, dar nu, trebuie să ne despărțim pentru că nu suntem compatibili. Nu, stai un pic. Nu, îi spun, la obraz îi spun chestia. Da, de la obraz. Da, spun la obraz, pic, să-ți găsești pe altul. Stai să nuanțăm puțin. Eu nu am spus că sunt quadraturi la tine, adică nu e soarele care se bate cap în cap cu soarele ei, ci sunteți pe lângă. Adică există o relație de 150 de grade, adică eu întind mâna, dar nu pot să te apuc. Am înțeles ideea, o să rămân... Dar nu. Nu să dau telefon pe Atos, problema. Poate mai au vreo chilie, vreau acolo singur, mă duc. E clar că există o compatibilitate acolo, pe alte coordonate. Deci asta e clar, pentru că nu se poate să te căsătorești cu cineva dacă nu e înscris că trebuie să te căsătorești. Deci nu există nicio greșeală pe lume. Deci tu, practic, ți-e scris să te căsătorești cu un berbec. Nu! Ba, ai spus berbec și leu. Te înțelegi bine cu berbec și leu. Da, mă înțeleg, dar e doar un singur element pe care îl iau în calcul. Vă rog foarte mult. Un berbec.
Aș vrea să vă concentrați cât timp mai gustul din prăjitura cu bezea. Fac un apel către bărbații serioși, maturi. Rog seriozitate. Asta e camera ta, poți să spui ce vrei. Lasă-mi camera mea în pace. Așa. Oricum ești compatibilă cu camera asta. Așa. Vreau să vă spun că puteți da mesaje, să vă exprimați seriozitatea într-o relație, numai cei în leu, născuți în leu și în berbec. Și pentru că iată, primim scrisori la redacție. E bună gândă. Asta era pe vremea noastră. Uh-huh. Deci acum 25 de ani, când eu cu Neti eram pe ecranele țării, veneau saci de scrisori. Și iată... Doamne, și noi aveam tone. Tone. La noi le citea întâi redacția de acolo, să nu cumva să auzim prostii. Nu, dar poate nu se scrieau... Erau deschis. Dar nu se prea scrieau prostii pe vremea respectivă. Ba da. Vreau să îți spun sincer și direct și cred că toată lumea este în asentimentul meu. Mie personal îmi place bretonul tău. Stop. Fără niciună altă conotație. Bun. Îmi place bretonul tău. Bun. Bineînțeles că am și în copilăria mea, am văzut-o de foarte multe ori la televizor pe Mireille Mathieu și vreau să spun dacă tu și datorită ei te-ai apropiat de limba franceză. Da, pot să zic. Vorbesc serios? Da, îmi plăcea. Știi vreo piesă în franceză? Nu. Niciuna? Mais si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerai. Je t'aime. Et si tu... Suntem în filmul Alain Delon și... Auzi și eu Alain Delon, auzi? Alain Delon și Mireille Mathieu. Da, și Catherine. Bonjour, mes téléspectateurs. Cum îți zice la... Nu, Plusel îi zice la Virgin Fecioară. La ce? La Fecioară. Cum îți zice la săgetător la tine? Sagitaire. Vierge, așa. Bonjour, je suis vierge. Voilà une sagiteur. Oui. Veritable. Oh, Neti, da. Sagiteur. Nu, dar asta m-ați zis, melodia asta mi-a plăcut mie foarte mult. Parabam, 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 parabam. Oui, je te désire, sagiteur. Oui, oui, moi ne plus. Ce cântăreți francezi au plăcut ție? Mireille Mathieu? Da. Mai ții minte că a avut o relație cu din Ewing, Patrick Duffy? Da? Nu știi că au cântat împreună, da. Da. Zi-mi alți cântăreți francezi. Cine mai era? Charles Aznavour. Mhm. Uh-huh. Da, Edith Piaf trebuie să știi neapărat. Da, da, da. Ce piesă e prea... No. Dăm tonul. Nu. Ești acum cântăreață. Ușor, ușor îți descoperi și pasiunea asta pentru muzică. Eu cred că dacă te vei lăsa vreodată de astăzi, ce nu se va întâmpla niciodată, eu cred că... Uitați-vă bine. Așa. Uită-te bine la... No. Camera. 2, 3, 4 și... No. Rien de rien. Ni la deci de fiecare dată când mi-a mea aia mi-a biafă. Nu a venit pregătită, nu mi-ai dat o bibliografie ca să știu și eu, nu mi-ai dat versuri. Nu pentru că nu vreau să te deranjez cu niciun telefon. Alo, Neti, spune și mie ce piese preferate ai și spune-mi ce se întâmplă. Tot ce am făcut, mi-am luat cazmaua și sapa și am început să sap acolo. Și am început să sap acolo. Nu, că așa sunt lucruri pe care le-am ascultat și am cântat odată cu ele, dar acum nu-mi vin în cap. Bun. Da. Știi piese în care e vorba de stele și de lună stele? Nu. Nu știu. Nicio problemă. Nu știu. Avem noi. Ia. Îți pui casca să te auzi bine? Doamne și domnilor, stai să-mi iau și eu versul. Că... Care e asta? Care e asta? Nu, stai. Asta era. Asta e? Nu.
Deci tu știi prea multă muzică și ești prea modestă cu tine. Eu știu foarte mult. Eu ascult... Bun. Nu, stai să spun. Zim. Eu ascult foarte... Eu urmăresc fiecare instrument. Vorbesc când serios. Ascult o piesă. Eu extra... nu ascult o piesă și aia îmi cântă mie, la la la. Nu. Nu, eu ascult fiecare notă. Ești formidabil, ești prima persoană care îmi spune chestia asta. Dar eu așa ascult noi muzică. Suntem de meserie și asta eu trebuie să faci. Eu ascult fiecare instrument. Uite cum face ăla. Ia, auzi-l pe ăla. Mie îmi spun. Da. Deci ascult fiecare instrument într-o piesă. Eu intru în piesa aia. Dar nu pot să cânt, asta e altceva. Doamne și domnilor, da. După cum știți, până ajungem pe Jupiter, avem o escală pe lună. Ia să vedem care e asta. Fii atent, eu încep prima ca să... Ia, și după ce intervii tu. Ce melodie e asta? Fii atent. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, Nettie, baby, baby, kiss me. Și tu. Feel my heart with song and let me sing forever. Așa. You are all I long for, all I worship, yeah, and adore. That's right. In other words, dar eu nu știu melodia. Baște. Nu, nu știu melodia. Te-ai prins din prima. Da, m-am luat după tine. Pe bune, eu nu știu melodia. Nu pot să cred. Pe cuvânt. Și ai cântat-o la prima vedere. Deci dacă tu îmi dai melodia aia pe care mi-ai dat-o aseară, Neti, nu cred. Eu cânt odată cu tine acum, am ascultat-o de două. Pregătește-te. Nu cred că tu nu știi. Dar am dat text. Da, ai cântat imediat după mine. Dar nu știu. Ești prea talentată. Dacă eu spun că nu știu ce melodie, ți-am spus de la început că nu știu ce e. A cântat imediat. A cântat imediat. Da, păi am mers după tine. Extraordinar. Te că n-am înțeles. Încă o dată, doamne și domnilor, refacem. Dubla 2. 1, 2. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Extraordinar. Let me see what spring is like on Jupiter sau Marte. In other words, hold my hand. In other words, Neti, kiss me. Feel my heart song and let me sing for it. Oh baby, you are all I long for, all I worship. Bravo, Neti. In other words, final, please be true. Și uite-te în ochii mei. In other words, uite-te în ochii mei. In other words, in other words, I love you. Neti Sandu astăzi în concert. Anul viitor la Sala Palatului. Eu cred că vom termina cu COVID-ul până anul viitor. Anul viitor la Sala Palatului. Mă inviți, da? Nu că te invit. Deci trebuie neapărat. Îți fac o scenografie, o regie specială. Vii cu o stea. Nu, da. Nu, o să fie exact ca în Hollywood-ul din anii 30. Pe o lună, da, știi? Exact, o jumătate, știu, știu. Tu stai așa pe o lună, da. Horia. Într-o lună. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. Aș vrea să spun despre anul viitor. Ia. Yeah. Și momentul acesta se numește previzional. Da. S-ar zice că după copilărie, ultima parte a vieții este plină de evenimente pentru Neti. Ani importanți din viața ta, să-mi spui. La vârsta de 23-24 de ani, anii 2012, 2015, 2018. Și tocmai pare a se configura unul dintre cei mai importanți ani din viața ta care anunță multe schimbări. Un an important pe plan profesional cu posibile schimbări majore de direcție. 2022, ce zici de chestia asta?
De nimic. Sigur vor fi evenimente legate... Am lăsat o mască. Pentru prima dată am lăsat o mască. Sigur vor fi evenimente legate de oamenii apropiați care vor face să aibă noi perspective prin care vede viața. Transformări profunde în etii, în modul de gândire sau poate chiar să se mute cu locuința. Berbecule, leule, anul viitor, pe vremea asta, Neti e și căsătorită, retrasă într-un castel pe Valea Loarei. Da, 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 aia, da. Așa. Pe plan personal se poate anticipa o relație importantă, care se poate dezvolta către o posibilă căsnicie. Este posibil ca această relație nouă să vină după o perioadă lungă de singurătate. Teama cea mai mare a săgetătorului, trebuie să spun și partea asta, îmi pare rău, este de trădare și abandon. Atenție! Viața asta a ales-o ca să o experimenteze și să vindece. Acum se pare că se ivește o nouă șansă de a trăi o poveste de iubire care să-i dea șansa să vadă viața cu alți ochi și să-i redea speranța în credință și în iubire. Un an important se anunță la orizont pentru tine, draga mea. La anul, pe vremea asta, sigur, viața ta va arăta total altfel de până acum. Cu aceasta... I rest my case, adică mă odihnesc cazul, că n-am altă traducere. Și mulțumesc foarte mult Luminiței Vilcea care mi-a făcut acest astrogramă. Vreau să spun că... S-a bazat pe ceva, pentru că Jupiter anul viitor va ajunge în casa partenerială a săgetătorului cu ascendent în Fecioară, adică această zonă de ascendent primește în casa partenerială un Jupiter care promite o căsătorie. Într-adevăr. Problema este că săgetătorul de obicei are două căsătorii. Asta era particularitatea, domne. Anul viitor, doamnelor și domnilor, ne pregătim pentru a doua. Deci o să fac ce vrei tu. Vin cu Edi la nuntă, vin peste la biserică, la nuntă, peste tot. Doar vreau să te văd fericită și cred eu, sunt absolut convins, că multă lume care se uită acum la noi vrea fericirea ta. Tu dar care ai împărtășit... Toată lumea vrea ca toată lumea să fie fericită. Eu sunt nu convinsă. Știu, eu nu știu. A, nu, alții nu vor, nu? Mă, eu îi cunosc multă lume, dar foarte bine. Dar eu îmi doresc ca tu meriți fericirea. Da. Tu ai avut un... Eu un... simt, Horia, că tu îmi transmiți căldură și încredere și iubire. De asta platonică, stai, știi. Dar podcastul încă nu s-a terminat. Nu s-a terminat, aici sunt. Scuze-mă. Torturați-mă! Torturați-mă cu drag! Aduceți biciul. De fiecare dată ascult această expresie. Cred că este una dintre cele mai întâlnite, oarecum câteodată luată în bășcălie. Mercur retrograd. Da. N-am auzit expresia pământ retrograd deocamdată. Dar spunem, ce înseamnă retrogradul ăsta? Da. Nu pare a fi pozitivă expresia. El de trei ori, da, pare că nu. Mercur retrogradează de trei ori pe an. Așa. Ce înseamnă retrogradează? E ca la divizia de fotbal? Da, nu. Tocmai, el nu retrogradează. Asta e, ăsta e misterul din spatele retrogradării lui Mercur, pentru că el are o mișcare aparent retrogradă. Deci, uite, în ianuarie, când Mercur va retrograda, pentru prima oară anul viitor, el va fi probabil în Capricorn. Nu mi-aduc aminte, pot să mă uit în tabel. Așa, el ce face? Ajunge până la 15 grade, să presupunem, da? Și de acolo începe un balans așa și de aici, de pe pământ, se pare că el merge puțin înapoi, dar e aparent retrograd. În orice caz, el nu avansează. În momentul ăla, timp de 3 săptămâni. Are acest balans și de aia se cheamă mișcare aparent retrogradă. Deci de 3 ori pe an face lucrul ăsta. Dacă el nu ar sta în balansul ăla, adică băi, deci a trimis actul ăla, așteaptă răspunsul de acolo, are de luat note de la școală, are de făcut drumuri să verifice mașina, toate care țin de Mercur. Toate astea au fost făcute fie cu greșeală, fie nu au fost făcute deloc. Numai pentru că este în această mișcare aparent retrogradă, dar for shot retrograd. Așa, numai pentru că se întâmplă lucrul ăsta, toate acele lucruri se repară. Deci, dacă vreau să-mi cumpăr o casă acum, Mercur e retrograd. Eu nu o să iau pe cea care trebuie. Dar poate mă răzgândesc. Eu vin la tine, agent imobiliar, și zic că gata, am ales casa asta, nu știu ce, mă răzgândesc de 1000 de ori. Dar data viitoare, la jumătatea anului când Mercur retrogradează, eu pe Mercur retrograd trebuie să mă duc să iau casa aia.
Sau, dacă o cumpăr atunci când Mercur e retrograd, eu nu voi locui în casa aia. E un provizorat, adică îmi cumpăr o garsonieră și eu întreb, dar vrei să rămâi în casa aia? Și zice, a, nu, păi atunci e foarte bine, e Mercur retrograd, e tocmai bine. Că toată lumea, aoleu, e Mercur retrograd. Păi da, dar nu stă nimeni să asculte toată teoria mea. Dar eu spun de fiecare dată la pasă, eu spun, e Mercur retrograd, dar numai de asta putem să reparăm o mașină, ceva prin casă, să schimbăm lucrurile, să rectificăm ceea ce ne-a scăpat. Cred că niciodată în viața mea n-am primit o explicație mai complexă decât asta. Îți mulțumesc, Neti. Cu drag. În sfârșit știu. Deci, eu cred că la mine Mercur a fost tot timpul retrograd. E patronul tău. E patronul tău de fecioară. N-ai la masă s-au întâlnit Jupiter, patronul lui Neti, și Mercur, patronul meu. Nu înțelegem ce zic. Păi da, e patronul meu de ascendent. Avem un numitor comun. Iată! Numitorul nostru comun e Mercur. O, da, Dumnezeule. Da. Echipa de fotbal de Mercur retrogradează și anul acesta, divizia C. Eu cred că peste tot pe unde mergi. Mă întreabă. O, Dumnezeule. Deci da, nu aș fi... Eu m-am obișnuit. Un autograf nu e o problemă. O poză nu e o problemă. Dar Neti. Te rog frumos să-mi spui și mie și după aceea încep explicațiile. Nu crezi, la un dat s-au întâmplat și lucruri mai nefericite în sensul ăsta? Adică au fost oameni care te-au oprit din drum? Da, nu au limite la felul în care se poartă. Adică, eu de obicei merg singură pe stradă, mă duc să-mi fac cumpărăturile, fac tot ce trebuie, mă frec de lume, ca să zic așa. Oamenii au curaj să întrebe. Eu nu aș fi avut niciodată curaj din cauza educației noastre comuniste de 1000 de ani, da, și de acasă, cu părinții și cu bunicii care ne învățau 1000 de reguli. Să nu aș fi avut curaj cineva niciodată. Uite, îți dau un exemplu de curând. Pe Instagram, un copil tânăr. Într-una întreba ceva, într-una se băga în seamă, dar să-i pun asta, să-i fac asta. Adică el îmi spunea mie ce să fac. Nu știu, era o poză, dar puteți să-mi dați și mie un like? Cerșitul ăsta de like, bine, înțelegeam, e un copil. Nu. L-am blocat. Așa. Îți dau un exemplu de ce înseamnă să nu, impertinența. Să nu ai bun simț, să nu ai educație, dar tu nu ai educație de acasă, dar ai capul tău și în situ, într-o situație anume, folosește-l pe ăla, nu da, ai de acasă, da, că nu ai văzut că ăia urla unii la alții, el o bătea pe ea. Bun, dar tu acum ești într-o situație în care femeia aia e o femeie în vârstă, da, și tu ai 20 de ani. Ce face el? Eu îl blochez că nu se oprea cu cerutul de like-uri să fac, să trec, eu mă și pricep, mă știți. Da, ești expertă, da. Da, rău. Așa? Dar cât de cât le mai amestec pe acolo. Așa. El ce face? Ieri văd că e ziua lui. Vă dau cel mai recent exemplu care pur și simplu te face pe tine să te simți prost. Am înțeles. Ce face? Văd de dimineață de pe Facebook că era ziua lui, dar zic că nu, hai să lăsăm lucrurile așa. Și să băgăm spre, spre ora 4, așa zice, astăzi e ziua mea de naștere, vă rog frumos să-mi ziceți un la mulți ani. Așa, m-am gândit, poate e cu probleme psihice, m-am gândit că nu știa ce să cred. Așa, și vă rog, stai că dacă era să-i zic un la mulți ani să vadă ăia din sat că i-a zis Neti Sandu, înțeleg, da, pot să fac asta. Da. Nu, el ce face? Zice, da, să-mi faceți un video, vă rog. După ce m-a rugat, stați, după ce m-a rugat să-l deblochez, că de ce l-am blocat, mă întreba într-una, de ce m-ați blocat pe Instagram, de ce m-ați blocat? Așa, eu ce să-i spun, că ești prost crescut, mă, copilaș, mă. Nu mi-am bătut capul cu el, eu îl deblochez, așa, îl deblochez. Dar i-am spus, nu știu să fac asta pe Instagram, știu doar pe Facebook. El ce face, copilul? Că stai să vedeți, mă. Da, da. El ce face? Face un filmuleț în care mi-arată și îmi vorbește. Umblați aici, 3 semne. Am râs cu colegii, am râs, nu am mai putut, era în leoarcă de râs. Și el îmi spune, uitați, intrați aici, 3 lucruri, 3 semne, da, intrați acolo, setări, da? Și zice, așa, și după aceea aici, vedeți, 3 rânduri mai jos, vedeți? Și mi-ncercuia.
Doamne, zic, un copil de 20 de ani mi-a arătat... Am intrat unde mi-a zis copilul, m-am executat, așa, l-am deblocat pe copil, am zis așa, nu, el peste două zile, era ziua lui, trebuia să, la comandă, să-i fac un video. Și atunci eu am vrut să-l cruț, să nu-l decapiteze exact de ziua lui, dar el a cerut-o. Și atunci i-am zis, dragule, în viața mea nu aș fi avut curaj să cer cuiva de 1000 de ani. Dar eu n-am avut curajul să cer ție ceva de genul ăsta. Nu am avut curaj să fac asta și în niciun caz, după ce te-am deblocat și ar fi trebuit să mulțumești, în niciun caz nu aș fi îndrăznit să merg la următorul pas. Da. Și atunci să-mi cer scuze, atât. Adică dezamăgit. Deci vreau să trag o concluzie de aici. Da. O concluzie. Tu ai vrut să rezolvi problema și să-l cizelezi și să le duci. Tu i-ai dat o șansă. Încă o șansă. Da. Încă o șansă. Încă o șansă. Încă o șansă. Eu aici greșesc de multe ori. Uneori nu o mai fac deloc, tocmai pentru că știu că ajung unde nu trebuie, dar uneori tot încerc. Aici e o chestie foarte importantă și mi se întâmplă și mie la fel. Ce să fac cu acest mesaj? Nu știu cine îmi dă mesajul, da, exact. Adică îl văd acolo, pot intra pe pagina lui, dar nu știu ce caracter are omul respectiv. Nu câteodată știu. Le scriu și mie îmi vin tot felul de mesaje, spunem la mulți ani, fă-mi un video. Da. Am spus la mulți ani, am pus o inimioară în locul și la mulți ani Horia Brâncea, am semnat acolo, fără probleme. Dar există o limită peste care sari, atunci nu mai are rost să continui lucrul ăsta. Da, așa dacă e. Nu te înscrii în bunul meu simț, dacă nu te înscrii în jocul meu și dacă nu înțelegem exact, cu toții acest exact. Joc al internetului... Da, trebuie să jucăm același joc. Pentru că eu am observat, dacă tu ai citit un manual de bune maniere, nu faci nimic cu el dacă nu le știe și celălalt. Corect. Adică eu mă duc, mă așez, folosesc cuțitul așa și... Și ăla ia cu mâna. Nu mai poate el că am folosit eu pe dreapta și nu pe stânga. Deci pe bune, așa e cu ăsta. Dar în același cursul timp cursul de bune maniere. Trebuie dar să... pe stradă, Horia, așa? Pe stradă. Uite-o, bă, Neti. Deci se uită în ochii tăi și îi spune lui ăla de lângă tine. Adică tu ce trebuie să faci pe surdul, pe mortul, pe ce să faci? Uite-o, bă, pă, uite-o, bă, pe aia de la horoscop. Bă, uite-o pe aia de la horoscop. Și tu ce să faci? Nu ești formidabilă. Nu, dar numai de astea. Deci mă duc la pâine. Piața e lângă mine. Mă duc să-mi iau aia. Mă știe toată lumea. Da, bun. Dar vine eu. Bă! Uite, bă, pe Neti. Ești formidabilă. Dar eu vreau să fiu dar tu te bagi în gura lupului. De ce? Pentru că eu personal, eu n-aș putea, tu ești generalul propriei tale vieți. Păi tu dar normal. Tu faci curățenie în casă, da, tu te duci acolo, eu, tu duci acolo. Deci eu. Practic tu eu cred că te expui mai mult decât o fac mulți dragul colegi de-ai tăi, de exemplu, colegi de-ai noștri. Eu mă duc singură dată la piața tocmai din cauza asta. Și vin cu 3.000 de dalea după mine și toți ia din bloc și se gând, Doamne, cât mănâncă asta? Îmi iau și detergentul, îmi iau și aia și aia, iau și troșcoleta după mine ca să mă duc o singură dată. Și tot când mă duc în piață, zice, păi vă văd în fiecare zi. Unde, Doamne, mă vezi în piață în fiecare zi când eu vin o singură dată? Tocmai ca să nu ne vedem în fiecare zi în piață. Să știi că oamenii... Nu, dar vezi, oamenii te iau de acolo, de acolo, gata, ți-au făcut o imagine. E adevărat și asta? Dar eu cred că oamenii... Dar? De-aia am făcut 5 ani de terapie. 5 ani de... Când s-a întâmplat asta? Da, nu mai știu în ce an era, dar au trecut vreo 7-8 de atunci. Da, pe bune, deci nu se mai putea. Nu poți să faci față. Uite, facem un pact de azi înainte. Da. N-aș spune că sunt mai experimentat decât tine, n-aș spune că am o intuiție mai... Nu, ai multe aturi în fața mea pentru a cunoaște omul. Dar vreau să-ți promit un lucru. Când ai o problemă de genul ăsta, sună-mă pe mine. Vorbesc serios. Mi-am găsit un foarte bun nu, prieten. Fii atent aici. Îmi dai, tipul ăsta de 20 de ani? Lasă-mă pe mine să răspund. Stimate domnule... X. Da, dar X. Eu nu vreau să deleg. Nu, eu vreau nu, să mă descurc eu. Asta e toată treaba, pentru că toată lumea m-a ajutat tot timpul și m-a făcut-o neajutorată și atunci eu vreau să fac totul singură. Bun, dar dacă chiar nu pot, da, o să de azi înainte mergem la piață împreună.
Am zis, mergem la piață împreună și iau, uite când... Normal că mănânc atâta, vine Horia Brânciu cu ea. Îți dai seama că asta va fi o concluzie normală. Da. Vis-a-vis de predicții și vis-a-vis de toate întâmplările astea care gravitează în jurul astrelor, vreau să spun că există tot felul de predicții. Care a fost cea mai îngrijorătoare, să spun așa, pe care ai avut-o vreodată vis-a-vis de cineva sau vis-a-vis de un element, vis-a-vis de o entitate? Pentru că, iartă-mă, dar eu am o paranteză aici cu un exemplu foarte concret. Da. Și vreau să-mi spui adevărul, pentru că în 2015, sau cât era, 15, la ProTV a fost o emisiune. Nu-ți place subiectul? Îl abandonăm? Zi. Se numea Ferma. La fermă, Augustin Viziru. Foarte tare, mereu mi-aduc aminte de faza aia cu Viziru. Tu ai predicționat ceva, ai făcut o predicție vis-a-vis de el și exact așa s-a întâmplat. Îți dai seama că acest tip... Și el nici nu... Eu când m-am dus în vizită la fermă, el nu a vrut să iasă, să vină la filmarea... A simțit ceva? Nu! Efectiv n-a vrut să iasă. Nu mai putea de aia de la Zodii, de Spanac. Și ce s-a întâmplat? Și până la urmă a venit la filmare. Eu îmi făcusem conspect la fiecare din ei, deci eu chiar eram curioasă ce se întâmplă acolo. Singura care avea toate șansele din lume era Blochina. Doar Vica. Ea. Doar ea, forever. Dacă ea nu a câștigat aia, toate lucrurile alea se reportează. Interesant. Da, deci... Astea nu se știu. Și cu Viziru? Da, și cu Viziru era așa. Deci nu mi-aduc aminte exact. Atunci, dacă mă întrebați, era frumoasă povestea. Dar acum mi-aduc aminte doar atât. El era 7. Așa. Cine are cifra 7 de destin sau de... Care provine de unde 7? De ziua. Deci eu sunt născută pe 25. Aha. Sunt 7. Sunt 7. Și dacă adun data cu luna și cu anul și le reduc, până la urmă mai dau o cifră. 32 și până la urmă e un 5. Deci fiecare are aceste două cifre de bază. Deci el e berbec, da? Și mai are încă două particularități, ziua de naștere și dacă aduni toată data de naștere. Și atunci una e cifra destinului și alta cifra, m-am uitat cum îi zice. Așa. Și în cazul lui Viziru? În cazul lui Viziru mi se pare că erau 2-7. Deci cine are această 7, această cifră, da, el nu are voie să încalce niște reguli. El nu are voie să facă, adică nu are voie să greșească, să înșele, să facă ce vedeam noi acolo că făcea. Deci noi vedeam. Mișculații sentimentale. Deci la fermă ne arăta, deci la emisiune ne arăta ce se întâmpla acolo. El nu avea voie să încalce niște reguli morale. Pentru că existau consecințe? Da, pentru că pățea ceva. Deci asta e teoria lui 7. Păi până la urmă și-a tăiat mâna. Da. Și eu m-am dus cu busul. Da, și ne-am... Erai acolo? Nu, dar știi povestea, da. Așa, și eu m-am dus cu busul. Nu știam nimic. Ne-am dus la finala și habar n-aveam ce s-a întâmplat. Deci în primul rând am fost invitată în emisiune și am spus tu așa și așa și așa și după aceea am ajuns la final când era finala și a venit băiatul ăsta Augustin, eu eram cu busul și eu zic, nu știu, dacă n-ai făcut ce trebuia, o să vezi că dacă ai încălcat treaba aia, tu o să pățești ceva. Și atunci el s-a zâmbit, el nu credea în chestia da, asta. Da, bineînțeles, el mă persifla așa, dar cu felul lui mascat, nu? Nu mă persifla? Nu, el nu credea și atunci avea o atitudine neutră, așa. El cumva nu credea efectiv în predicții de genul ăsta. Da, cred că asta da, era. Dar nu
că eu nu zic că avea treabă cu mine. Da, 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 da. El nu credea felul în asta. Mi s-a spus de la filmare, el nu credea în asta. Bun. Și atunci, eu atât i-am zis. Și Busu, care habar n-avea despre ce vreau, nici nu-i spusesem nimic. Noi eram invitați acolo să luăm așa aparte. Și Busu, ce vezi că ce zice fata asta, nu știu să-ți explic eu cum, dar chiar se întâmplă, nu știu. Treaba ta ce faci. Și după aia, la final, zbang. Să te mă. Își mâna. Uh-huh. Da, deci ai vreo predicție vis-a-vis de mine? Vrei să, adică să încalc ceva? Adică să nu cumva să încalc ceva? Nu, trebuie să ai grijă. Dar nu ești 7. Tu ești 9. Fii atent. Tu ești 9. Nu? Ce înseamnă 9? Pe cât ești născut? Te rog să-mi spui ce înseamnă 9. Pe cât ești născut? Pe 27 august. Păi da, 27 am reținut. Ok, dar ce înseamnă asta, Neti? Neti, spune repede. Da, este echivalentul vărsătorului, adică are o viziune generală despre, adică generalistă, pot să zic așa, e un umanitarist și este un final de ciclu, deci ți-ai încheiat un ciclu și vei trece în altă galaxie. Voi trece în altă galaxie. Nici nu, ce înseamnă adică asta, trece în altă galaxie. Te rog să te exprim pe vorbele mele de om de la Brașov, din pădure. Adică fiecare ce înseamnă dintre voi noi așa? Trebuie să trecem prin toate zodiile care ne ajută să experimentăm tot felul de lucruri, să trecem prin toate stările ca să definitivăm acest spirit. Corpul îmbracă acel spirit, da? Noi venim pe pământ ca să experimentăm cu ajutorul corpului, a minții și al sufletului tot felul de lucruri care sunt aici, pentru că ne vor folosi într-o altă devenire. Tu ai încheiat un ciclu și te pregătești pentru o altă etapă superioară. Eu știu despre ce este etapă. De-aia m-ai chemat să afli acest lucru. Doamnă și domnilor, anul acesta ProTV vă face o mare surpriză. O surpriză care va aduce un 2022 senzațional. Neti, după cum știi, avem de Revelion de făcut un moment. Drept pentru care astăzi îl și repetăm ca nu cumva să lăsăm lucrurile. Până acum ne-ați auzit așa. În engleză, în română, în franceză. Acum urmează italiano. Vero. Vero. Deci, fii atent, nu te grăbi. Nu. Sara, de deci aceea asta te trebuie iubesc. Să ne iasă bine. Asta trebuie să ne iasă perfect. Da, Sara, da, perché da, ti amo. De aceea te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Așadar, nu te grăbi. Cari amici, buonasera a tutti, benvenuti tutti. Fii atent, toti cuvuti. Începem. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si va, sempre più alto si va, e vola, vola con me. Il mondo matto perché e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Vola, vola, si fa, sempre più alto si va, e vola, vola con me. Il mondo è matto perché e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione. Intermezzo. Domnilor, Sanremo e aproape. Vocea României e și aproape. Și începem, ma dopo tutto. Un, două, trei și... Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non si sembra vero. Se il mondo matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno non ci amiamo. Vola, vola si fa, sempre più alto si va, e vola, vola con me. Il mondo matto perché e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per
far confusione fuori e dentro di te. Bora bora si fa, sarà perché ti amo e sei l'amore e stammi più vicino. No, aici e invers, pe jos in sus. Ah. E vola, vola si fa, sarà perché ti amo. E vola, vola con me e stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo. Che confusione sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E se l'amore non c'è, basta, basta, basta una sola canzone per far confusione che l'ho dentro di te. Tan, 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 taran, tan, tan. Tutti insieme, cari amici, Iona, lasci il telefono. Perché ti amo, è il mio motore che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino e ci sto bene. Sarà perché ti amo. E vola, vola si sta sempre più alto di te. Vola, vola con me, il mondo è matto perché te. Ti amo, ti amo. Cari amici, applaudisco. Applaudaci. Da, știi că în italiană este aplaudaci. Deci n-am rostit în viața mea o frază în italiană. Nu, mai mă, Neti, nu. Ba, n-ai cântat, bai nero. Nu, tu deci ești, jur, ești, deci, jur. Eu și cred că ce-am tu... făcut? Am zis, băi, eu ascult melodia, ia uite ce bine iese când cânt cu aia. Dar eu până nu învăț cuvintele astea, nu o să pot să cânt. Și a trebuit să învăț astea și l-am pus pe busul să-mi scoată print cu ce înseamnă. Că zic, eu nu pot să cânt ceva ce nu știu ce înseamnă. Copii, nu se poate. Eu când îmi fac teme, îmi fac. Scuze-mă, tu faci o... o pereche foarte insolită, așa, insolită cu busul. Da. De când îl cunoști pe busul? Nu știu, a venit... El a venit la început, dar nu a fost la emisiune, a fost pe la Media Vision. Aha, aha. Așa, și după aceea a venit aproape de 2000, cam așa. Nu știu dacă în 98 sau în 2018, știu că eram la etajul 3. Când a venit în emisiune, dar nu mai știu mai mult. Tu te-ai gândit vreodată că ai putea prezenta o emisiune de divertisment? Păi da, eu mereu am zis, da. Mie îmi place să râd. Deci, măi, e o problemă aici. Tu ești o... Deci, tu mi-ai spus tot ce ai făcut astăzi. N-ai făcut niciodată. Ok, am înțeles. Da, dar jur. Nu că nu ai fost în gace. Deci, piesa nu, asta deci... ai cântat-o ca și când ai fi fost o cântăreață din repertoriu românesc. Am ascultat melodia. Neti, multă lume ascultă, dar ca să se reproducă, mai... Deci eu cred că... Nu vrei să... Nu vrei să te apuci de muzică? Păi, dar nu pot să cânt. Păi asta tu m-ai făcut-o. O să-ți dau înregistrarea acasă. Nu, că tu nu te crezi. Nu, nu, dar știi ce am făcut? Zi. Să vă spun. Zici ce ai făcut. Am râs de nu am mai putut, că după ce am încercat să descifrez ăsta așa, ca să mă aud, ce credeți că am făcut? I-am dat mesaj lui Alisuca, nepoata, așa, pe mesaj vocal pe WhatsApp și ea care nu știa că o să cânt cu Brenciu, că am de cântat cântecul ăla, n-a înțeles și m-a lovit! Aola, ce e cu bătușa? Cu tușii! Ce e cu tușii? Așa, și n-a fost de ajuns. Îi dau soră mie. Ei, când auzi sora mea, cum cânt eu în italian, nu am mai putut de râs. Și spre final am explodat de râs, că nu se putea. Cum cântam eu acolo, ziceai că sunt la grădiniță. Era începutul, vă spun. Mie mi s-a părut că astăzi ai dat un examen, ai dat treapta a doua și treapta a întâi. Dacă am cântat minte. Prin casă ca să nu le încurc, dar nu știu bine. Dar oricum m-am pregătit, ți-am zis, domne, mi-a dat omul la o temă, eu nu vreau să mă Incredibil. Fac de râs. Eu cred nu că, vreau să mă fac de râs. Eu vreau să atrag atenția conducătorilor Pro TV, că vrei aici avem un element. Și pe a ta? Eu cred că dacă Neti se apucă de entertainment, rupe. O să fie, mie mi se spune că sunt showman, nu se mai interesează nimeni de mine. Aș vrea ca Neti deci să-mi cânte peste tot, la nuntă, la boteze, de Revelion, de Paște, de Crăciun, e tot Neti. Spui ce? Che da. Confuzione! Sara, perché ti amo? Nu uitați, acum să dea subscribe, doar cei născuți în zodii de pământ și de apă. Deci pe toți i-am luat la apă. Da, 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 da. Deci vă rog frumos, dați subscribe da. când vreți voi.
O cântăm și pe a ta? Uite, uite, acum vrea să cântăm tu. Neti, oprește-te, oprește-te, că asta nu e un concert, e un simplu podcast. Băi, ce drăguț! Deci fii atent aici. Dar nu mă așteptam, eu mă gândeam că mă ia cu dalea, de, mă face să plâng, să... Da, nu, 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 eu, să cânt, o să plângă lumea că nu te-a ascultat cum cânti până acum. Eu de fiecare dată mă gândesc, sub această mină pozitivă pe care o afișez de ani de zile, sub acest zâmbet al tău seducător, eu cred că ai avut multe clipe da, normal, dar am spus mai dure în viață. Timpul, da. Care a fost cea mai... care te-a lovit cel mai mult și din care ai învățat și din care, care te-a făcut practic și mai puternică? În primul rând că a murit mama la 30 de ani, când aveam 30 de ani. Oh, deja da. Era, aveți o relație puternică. Păi era groaznic, îți dai seama. Nu, nu am înțeles nimic la vârsta aia. Mulți, mulți ani după, am traversat așa prin viață, fără să înțeleg. Dar știam că până la urmă ceva, de undeva trebuie să apuc, să înțeleg ce se întâmplă, știi? Și ăla a fost momentul cel mai greu, care pur și simplu mi-a luat din viață. Am înțeles. Da, pentru că ea era figura centrală a familiei, ea făcea totul, tot ce făceam era important pentru ea și odată dispărută erai fără ecou. Fără suportul la moral. Da, și nu știu, totdeauna îi povesteam ce am făcut. Ah. Ea nu știa să spună povești, dar mă punea pe mine să-i povestesc. Eu eram și eu sunt un foarte bun povestitor și plăcea în timp ce gătea acolo să-i povestesc ce am făcut. Da, și după aceea, pentru că avea foarte mare grijă de mine, faptul că ea a dispărut m-a lăsat fără aer, pur și simplu. Și sora mea a simțit la fel și de aia a mai născut încă o fetiță după 10 ani. Tocmai pentru că noi nu am putut să înlocuim pe mama. Înțeles. Da, asta a fost cel mai greu moment și pur și simplu a retezat, a decapitat ceva și după aceea a trebuit să mă reconstruiesc. Dar cu adevărat am putut de-abia după ce am terminat terapia. Adică în timpul terapiei s-au întâmplat niște lucruri așa, pentru că eu, în general, sunt o fire meditativă și genul care face propria psihanaliză. Dar până nu intri într-o terapie în care să existe o schemă, după care să scoți la iveală niște lucruri sau să arzi un balast, nu înțelegi. Deci niciodată, oricât de interiorizată, de deșteaptă, de filozofă, de așa, aș fi fost singură, nu aș fi putut să-mi dau seama până nu am ajuns la terapie. Deci ăsta a fost momentul crucial al vieții mele. Toată lumea fuge de terapie că ești nebun, de aia te duci, că nu știu ce. Nu, deci aia a fost cea mai bună școală a mea, terapia. Există și alte modalități prin care devii mai puternic? Cum ar fi... Ai făcut yoga în tinerețe? Da, am făcut. După aceea ai făcut această terapie care ți-a arătat faptul că, într-adevăr, poți discuta și poți să afli despre tine mai multe lucruri? Dar am făcut astrologia, care tot așa am făcut-o, ca să aflu ce e înăuntru meu și de ce funcționez așa. Pentru că eu ce am făcut după ce am învățat teoria? Deci am învățat ce înseamnă fiecare zodie. După aceea am învățat ce înseamnă soare în fiecare dintre zodii. Ce înseamnă Venus, Lună, Marte, așa, în fiecare dintre cele 12 zodii. Și după aceea ce înseamnă fiecare ascendent în fiecare dintre zodii și ce înseamnă fiecare planetă combinată cu toate celelalte în fiecare dintre cele 12 zodii. Deci este infernal totul, dar e o cerință. Adică dacă îți povestesc așa, pare e o nebunie totală. Nu. Dacă te apuci să înveți, fiecare te duce la următoarea. Și mă așezam în mijlocul camerei, umpleam cu cărți în jurul meu și mă uitam, Venus în Gemeni. Așa, și Gemenii cum sunt? Mă uitam în cartea cealaltă. Deci Gemenii sunt așa și așa, așa. Bun. Deci Venus în Gemeni. Venus în Rac, cu totul altceva. Venus în Săgetător. Deci la mine e Venus în Săgetător. Așa. Și după ce am învățat toată bibliografia, toată teoria asta care a durat un an, după aceea am
Am mers în urmă, cu astrograma mea în față. Am mers în urmă. Deci în 88 am făcut cu tare lucru. Ah, pentru că Jupiter era aici. Da, dar uite că și Saturn ți-ai era în partea asta. Ți-ai tradus da, amintirile eu tale. Eu pe astrograma mea am învățat totul și după aceea m-am dus invers. Deci dacă până aici lucrurile au stat așa, când Jupiter va mai ajunge acolo peste 12 ani va fi așa, când o să ajungă Saturn aici, oare? Și erau foarte multe semne de întrebare, că normal că asta e inepuizabilă, pentru că ele nu se întâmplă matematic așa, că, adică s-au întâmplat acum și după aceea imediat ele se întâmplă școlărește. Mm-hmm. Nu, periodicitatea lor e total diferită, adică Saturn are nevoie de 30 de ani, Jupiter are nevoie de 12 ani, Mercur de un an, Soarele de un an și așa mai departe. Și există niște vârste de succes și niște vârste critice și foarte, foarte multe lucruri. Și eu, pentru mine a fost un hobby și așa am ajuns să mă scufund în toată aha, treaba asta pentru că eram curioasă. E ca și cum aș fi dependentă de droguri, nu știu, zic. Spune-mi, există pe piață o carte care să aibă toate astea? Nu. Horoscoape false? Păi, horoscoape false... Adică există predicții de genul ăsta pe site-uri sau păi pe... Păi da, cei care angajează pot să iau pe oricine de pe stradă și să zic, băi, fă-mi și mie rubrica asta. Pentru că oricine se apucă să verifice, să vadă dacă e adevărat sau nu. Așa se făceau. Pentru că n-ai de unde să iei un astrolog, nu ai foarte mulți specialiști. Corect. Și atunci de unde să iei? Că ăia sunt deja angajați în alte treburi, costă mult, tu n-ai bani și atunci ei fac asta. Există un sindicat al astrologilor, o întâlnire anuală? Nu, nu există. Există o unitate, o uniune? Nu. O... Eu am fost, după ce am învățat vreo... 2 ani, că un an mi-a luat să învăț teoria și 2 ani ca să experimentez și după al treilea an de studiu, ca să zic așa, m-am dus la un simpozion de științe psihotronice și acolo a venit Buzdugan, dacă îl știi. Da, Daniel. Așa, da. Și a zis, vreau, eram eu cu profesoara de la care, prietena de la care am învățat astrologie și a zis, vreau să vă iau pe una din voi la tribuna nonconformiștilor pentru jumătate de oră. Eu care nu vorbisem niciodată, nu știam nimic, dar Cristina Vanea mă, pentru că ei i-a plăcut cum m-am descurcat până acolo și cum îmi puneam problema, că eu învățam singură și după aceea zicea, dacă nu înțelegi ceva, să vii. Și ne duceam la ea în parc la Verdi și ziceam, uite, eu am făcut asta așa, tu ce crezi că e asta? Și ea zicea, păi uite, așa, așa. Și am învățat cum trebuie să gândesc lucrurile astea. Mă duceam acasă, iar îmi făceam eu stelele mele pe acolo, le găteam, le așa. Și ea a zis, după 3 ani de studiu, Neti, hai, pregătește și tu o lucrare ca să ne ducem la simpozionul de psihotronice. Și am pregătit ceva, nu mai țin minte, quadratura, adică am luat un aspect pe care să-l prezint în același loc în care cu 3 ani în urmă profesorul ăla a zis că doar unul dintre voi va reuși. Așa. Și am nu știu, ceva quadratura motor al reușitelor. Adică aha, dacă aspectele dintr-o astrogramă sunt foarte bune, tu ești foarte relaxat, stai la soare, nu știu, dacă dai de quadratură, păi atunci încet să mă frământ, să mă constrâng să fac treabă. Și atunci am ales aspectul ăsta, quadratura motor al reușitelor. Ceva de genul ăsta, da, altfel îi zicea, da, asta era ideea. Și am prezentat eu treaba asta și a venit nenea ăla. Și a zis, uite, vreau să vă iau pe una din voi și o ia întâi pe Cristina. Și zice, să veniți la tribuna nonconformiștilor. Și Cristina a zis, nu, mai bine luați-o pe ea. Pe Neti. Pe, deci vă spun, am povestit-o asta de mii de ori. Luați-o pe ea, pentru că mie lucrurile mi ies mai ușor, a zis ea. Eu am această combinație Mercur-Saturn,
care face ca lucrurile să aibă un delay, așa, să aibă o întârziere, o amânare și plus că am cuadraturile astea. Cuadraturile îți dau serios la... Adică e un atac emoțional pe care trebuie să-l depășești tot timpul și îți mănâncă foarte multă energie. Eu la vremea aia nu știam, dar vreau să vă spun că de atunci am început să am prezentat subiectul ăsta. Omul m-a luat pe mine. Deci m-a luat pe mine. Ea mi-a cedat această întâietate. Am apărut la emisiune și de a doua zi toată lumea m-a recunoscut pe stradă. Asta se întâmpla în 95? Nu, în 93. 93? Da. Cred că 92 sau 93, pentru că după aceea m-am dus cu... George Mihăiță căuta un astrolog pentru revista... Salut! Salut, așa. Și o cunoștință l-a întrebat, băi, eu știu pe o fată care știe să facă astrograme, te interesează? Și el a zis, da, trimite-mi-o. Eu mă duc și zice, uite, fă-mi astrograma mea. Eu îi fac astrograma și mă duc. Și George zice, gata, te iau la mine, la revistă. Și eu, stai seama, zic, da. Dar tu de unde știi că eu sunt bună? Da, corect. Păi zice, mă pricep la oameni. Adică lui nu-i trebuia să știe ce am scris acolo. Da, George a avut de fiecare dată o intuiție da, bună. Da, deci eu nu loc să zic, bă, da, proste, ia, uite, eu nimeni, mă iau omul ăsta. Da, dar tu erai modestă. Păi, tu erai modestă și atunci. Nici acum nu pot să înțeleg cum am putut. Și acum 30 de ani erai modestă. E frumos. Și așa m-am dus la revistă și după aceea, în 93, a început emisiunea Prieten Pro FM Salut la ProTV. La Pro FM, așa. Și odată a lipsit George Mihăiță și a venit Florin Călinescu și eu aveam, pentru că lipsea George, care ne spunea cărei vedete să-i facă astrograma, ăsta, Andy Moisescu, cel care era DJ, a zis, băi, fă-mi astrograma mea. Așa, știi, ca să ne amuzăm. Și Călinescu zice... Și cum? Păi ce vorbim de ăsta? Și a început o bășcălie pe marginea lui. Nu am putut să spun nimic. Am râs în continuu toată emisia. Când dădeam să zic ceva, Florin începea de acolo o poezie din toată treaba aia și gata, se încheie momentul ăla, revine George la emisiune și după aceea când tot anul 95 ei au repetat la perete, emisiunea, pac, vine momentul noiembrie și mă sună cineva și zice, Călin Mocanu. Și zice, din partea domnului Florin Călinescu, care vă invită să dați o probă. Mamă, zic, ce trebuie să învăț? Stai că eu obișnuită să învăț, să-mi fac temele. Și zic, și trebuie să vin cu ceva? Nu, zice, nu trebuie nimic. Da, bine. Mă duc acolo și... După aia mi-au spus că Florin le-a zis, băi, noi avem nevoie aici de un horoscop și eu știu pe o femeie, când am văzut serioasă, pe o femeie, care avea o foaie așa, uite, avea o foaie așa. În față cu un cerc. Și ea se uita în cercul ăla și vorbea. Vorbea cât vroiai din cercul ăla. Crezi că, Florin, ai fost singura persoană care i-a prezentat vreodată vreo astrologie, o astrogramă cuiva? Cred că era singura pe care a întâlnit-o Florin până atunci. Ți-ai pus problema asta că ai fost singură așa? Nu, mi-am pus. Nu, da, ai fost singură și de obicei... Nu, eu cred că eu i-am inspirat seriozitate. Plus asta, da. Da, adică eram prea serioasă ca să inventești ceva de acolo. Cred că asta i-a transmis. Da, da, și ți-ai tratat problema. Adică eu, de fapt, eram foarte crispată, știi? Da, eram foarte crispată, îți dai seama. Nu aveam exercițiu pentru asta. Și plus că era la radio, deși se filma, așa. Nu mă vedeam. Dar ăla a fost momentul. Și m-au luat așa, m-am dus la repetiție, zic că gata. Zic, păi, dar n-am dat probă, stai, mă căutam, n-am dat probă. Păi nu, zice, gata, ați luat. Doamne! Dar tu acum ți-ai explicat de ce ai luat atunci? Vrei să spun eu? Spune-mi. Pentru că în momentul în care te-a văzut toată lumea pe ecran, au zis, asta este prezența care va trece dincolo de sticlă. Păi da, dar nu m-a văzuse nimeni. Da, știu.
Numai că atunci când ai dat proba asta, când ai stat acolo și n-ai zis nimic, și ai văzut, uite ce, tu ai un fel de magnetism dincolo de, să zic așa, misterul zodiilor pe care le împărtășești în fiecare zi. Tu ai un magnetism aparte. Uită-te în jurul tău. Cine mai are alura asta? Cine mai are bretonul tău? Cine mai are ochii tăi, nasul și toată conformația feței? Îți spun eu. Mie știi de ce îmi place bretonul? Asta ca să-ți dau un secret al vieții mele. Pentru că eu când am întâlnit-o pe soția mea, purta numai breton. Și acum poartă numai breton. De fiecare dată încerc să-i dau așa părul din... Nu. Pa. Își pune breton la loc. Da, eu am crezut că ai aflat cum îmi tai bretonul și că vrei să ajungi la subiectul. Nu știu cum îți tai bretonul. Îți tai vreodată bretonul? Numai eu îl tai. Nu cred. Numai eu îl tai. Ți-a uitat în oglindă, cum faci așa ceva? Și tăiam cu foarfeca de bucătărie. Da. Înseamnă că ai o mână sigură de chirurg. Mi-am cumpărat o foarfecă profesionistă. Să-l tai profesionist. Eu credeam că aici vrei să ajungi ca să ne distrăm. Nu, dar da. eu cred în părul. Eu cred în bretonul tău și în părul tău, în primul rând. E părul meu, așa. Și n-am niciun dubiu în sensul ăsta. Oricine vine la noi la păr e întrebat după aia. Băi, dar e părul ei. Băi, e părul ei. Mă, dar n-ai voie să spui? Nu mai e părul ei, mă. Da. E părul, e mărul ei, ci păr și nu cu ei. E tot al ei. Da. Neti, 10 întrebări, cred că sunt vreo 11, dar nu contează, asta e viața. Dar vreau să știi că aceste întrebări le-am făcut special pentru tine, cum fac pentru fiecare invitat al meu. Și vreau să spun că sunt pe calapodul tău. Vei vedea despre ce e vorba. Dacă aș fi pasionat de astrologie, primul pas ar fi? Tu, dacă ai fi. Da. Da? Oricine dacă ar fi pasionat. Te-aș învăța ABC-ul. Ok, sper să ajungem la Z. Ciorbă de burtă sau supă cremă de linte? Ciorbă de burtă. Aaaa, nu cred, așa ce mi-ai spus asta. Dar îmi place și cealaltă, păi aici e problema, că îmi place și cealaltă. Da, înțeleg, toate ciorbele. Instagram, Facebook sau TikTok? Facebook. Carte pe hârtie, pe tabletă sau audiobook? Pe hârtie. Dacă ai întâlnit peștișorul de aur și el ar putea să-ți îndeplinească o singură dorință, care ar fi aceea? Să mă bucur mai mult de viață. O, Doamne! Bine, o să fiu peștișorul tău de aur. Plimbare în aer liber sau un serial pe canapea? Plimbare în aer liber. Dacă ai descoperit cel mai adânc secret al universului, l-ai împărtășit sau l-ai păstrat pentru tine? L-aș păstra. Apus sau răsărit? Răsărit. Pantof cu toc sau sneakers? Îmi plac cu toc și de purtat pot sneakers. Apropo, vreau să fac o paranteză, îmi plac foarte mult încălțările tale. Mă bucur. De mică am avut numai pantofi ori de lac și am rămas cu de lac. Ce să fac? Nu, nimic, o să luăm un iaz special, un râu special pentru tine și facem. Da, mulțumesc. Sunt 11 întrebări. Nu știu, am trecut la tine. Dacă ar fi să îți alegi un personaj din cărțile pe care le-ai citit și să-i poți pune o întrebare, care ar fi acel personaj? Nu-mi vine în cap decât Moise. E bun și el. Și acum... O întrebare, ultima întrebare, fii foarte atentă. Rață cu dulceață sau mici cu muștar? Rață cu dulceață. Mă, tu știai asta! Apasă. Rață cu dulceață, vă rog! Știam, mă, ce știam? Nu știam nimic! Această rață cu dulceață... Uite, rața cu dulceață. Eu știu unde ați comandat. Nu am comandat nimic, te rog frumos. Te rog frumos să te simți mulțumesc. Bine. Rață cu dulceață. Eu nu am voie rață cu dulceață, dar eu mai gust din bezeauă. Bezeauă. E grozav, e grozav. Ia să vedem. Deci, iertați-mă, știți ce bun? E prima dată când... Îți mulțumesc, Neti. Cu drag. Eu cred că asta e cel mai frumos lucru la un podcast. Să vorbești cu cineva, să afli niște... Vrei și tu? Andrei, vrei și tu? Iubire? Maria, vrei și tu, mamă, iubire? Hai, credeți tu. Vino cu ala tata să-ți dea. Uite. Foarte bun. Maria este fata mea mijlocie. Mă bucur că mă bucur. Să știi că și ea a avut breton. Iubire, n-ai avut... Și acum are puțin tel.
Dar acum, de când iubește, mânca la tata să mănânce. Câți ani are? 22. Oh, bun. De când iubește, și-a dat părul la o parte. Cred că știu de ce, pentru că respectivul sărutându-o îți dă bretonul. Doamne, dar nu, lasă-mi așa bănuiesc, abar n-am. Lasă-mi pace. Da, lasă-mi pace, lasă-mi pace. E, printre rațe cu dulceață. Rațe cu dulceață, Dumnezeule. Deci numai tu erai în stare de așa ceva. Ciorbă de... Deci, dragă viitorule soț, partener de viață al lui Neti. Trebuie să știe să gătească. Trebuie să știi să găsești. Pentru că eu găsești. Nu fac decât supă. Din, mai mult decât supă. Trebuie să știi mai mult decât supă. Și trebuie să știi mai mult decât varză călită. Trebuie da. Să știi... Eu nu știam că e un podcast ăsta de măritiști. Nu, e un podcast... Bă, asta e! Asta e! Asta la... e de fapt, noi suntem la matrimoniale aici. La matrimoniale, așa cum spune. Matrimoniale. Și pentru că dorința ta este lege pentru mine, așa, printre rața cu dulceață și prăjitura cu bezea, ți se îndeplinește dorința. Așa. Doamne și domnilor, acest podcast se intitulează pe scurt lucruri simple. Aceste lucruri simple pe care fiecare invitat al nostru trebuie să le cânte. Astăzi, o voce nouă pe care n-ați mai auzit-o cântând niciodată, este momentul să-și exprime vocal, în premieră, dorințele. Și acum începem, dacă vrei începe tu, încep eu. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Neti. Inima să-mi fie așa. Bravo. Ca un fulg în palma ta pentru mine. Super. N-ar fi prea, nu, puțin. Orice vi se aș avea, lucru simple voi păstra, cer al mastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Ne pregătim pentru strofa a doua. Neti, îți place și rața, îți place și bezeaua. Încep eu. Mie îmi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Neti! Îmi place tu așa cum ești. Mulțumesc! Când mă cerci, și speranța că ce? Că nu te vei schimba. N-o să mă schimb decât pentru tine. Pre-refren. Nu caut mistere să le dezleg, nici după orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra, cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta, lucruri simple voi păstra. Și finalul, atenție! Asta. Na 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 na
am bâșbuit, dar dacă repetăm... Nici, deci n-ai bâșbuit, ai fost perfectă. Drept pentru care trebuie să fac loc. Așa. Stai că mai vine ceva. Păi ce crezi că aici se termină toate? Doamnelor și domnilor, iar acum urmează secția cadouri. Trebuie să spun că astăzi m-am simțit minunat, drept pentru care de ziua lui Neti. Astăzi e ziua lui Neti. Cu ce începem prima dată? Încep prima dată cu o chestie specială. Pentru că m-am gândit că îți place să citești, pentru că ai fost bibliotecară și pentru că ai ceva special, m-am gândit la Călătorie în jurul omului. Ah, ce frumos! Da? Îmi place! Este o carte de Alexandru Stermin. Uh-huh. Am văzut la Cătălin Ștefănescu un interviu special cu Stermin, domnul Stermin, și asta este cartea pentru tine. Mulțumesc mult de tot! Al doilea pe care ți-l dau este formidabilul buchet de mulți ani de zile. Cu mare drag. Mulțumesc. Cu mare drag. Ce frumusețe. Și pentru că trebuie să facem ceva special pentru Neti. Da, ai făcut deja. Nu se termină tot. Da, ai făcut multe. De ziua ta. Păi n-ai celebrat anul trecut ziua. Nu. Maria, vino puțin. Dragă Neti. Fetele mele mari, Andreea și Maria, se ocupă de brățări. Andreea în mod special. Vreau, iubire, să îi spui Luneti ce se întâmplă aici. Avem 5 brățări. Așa. Cu pietre semiprețioase. Așa. Și fiecare piatră semiprețioasă are o atribuție. Și acum o să vă alegeți, vă rog, atenție, una dintre lucru brățări. Pe aceste pietre prețioase atrag, să zic așa, viitorul proprietar. E un fel de predicție astrală. E la ordinea zilei. Și rugămintea mea este să te gândești care dintre ele, și fiecare dintre ele are câteva caracteristici foarte clare. Noi ne-am gândit înainte pe care o alegi, am făcut niște pariuri sportive, evident, iar tu vei alege acum pe care dorești tu să o iei. Pe care vrei. Această brățară care îți va aduce aminte mereu și de ziua ta și de faptul că ne-am întâlnit astăzi, că ai cântat pentru prima oară, că ai dansat pe Run DMC. Yeah. Greu. Ăsta e hematit. Cum e? Ăsta e onyx și ăsta e rubin. Rubinul, da, restul... Da. Ăsta nu e hematit? Nu, dar seamănă. Dar ce e? Cred că este turmarit. Nu este. Turmalină? Nu, e turmalina aia verde. Turmalina asta verde. Turmalina spinel. Asta verde? Da, e spinel negru. Spinel. Spinel? Da. Spinel, cu S. Iartă-mă. Și ăsta e onyx? Cel verde? Nu, ăsta. Al doilea. E tot spinel, da, cu terahertz și diamant. Cu terahertz și diamant? Asta. Cap un bubuie. Cu terahertz și diamant. Da. Ăsta-l vrei? Poftim, da, draga mea. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc mult de tot, Doamne. Iar acum să ascultăm... Mai zic, atunci cum se numește asta, iubirea? Spinel? Nu. Este spinel negru cu terahertz și diamant. Ia să vedem proprietățile lui. Neti, fii atentă. Spinelul negru este cristalul care aliniază corpul fizic cu cel emoțional și cel eteric. Ai văzut? Asta îmi trebuie. Acesta curăță aura și facilitează împământarea. Și zi ceva despre căsătoria de anul viitor, măi. Copile. Diamantul, domne, păi, ajută la vindecarea emoțională și a sentimentelor de furie. Îmbunătățește modul de relaționare și rezolvarea problemelor cu persoanele dificile. Da, e bun. Pentru mine. Anul viitor, Neti, este un an mare pentru tine. Doamne, m-a ales pe mine. Mulțumesc cu foarte mult, Maria. Cu drag. Poți să iei celelalte patru. Asta a fost spinelul. Mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. E superb. Da, e superb. Dar eu nu te las să pleci. Deloc. Pentru că nu s-a terminat. Dar să mai cântăm mie, puțin. Da, să mai cântăm puțin. Mie să-mi spui, te rog frumos, pentru că telespectatorii, cei care ne urmăresc, îi zic telespectatori. Da. Vor să afle ce se întâmplă anul viitor. Va fi... Știi, eu personal vreau ca anul viitor să fie pozitiv și să nu ne mai bucurăm că suntem negativi. Nu știu dacă mă înțelegi. Vreau să-mi spui ceva de anul viitor. Nu să ne bucurăm dacă suntem negativi.
Da. E bună, adică, mă rog. Deci. Mă rog, că te poți să gândi imediat. Trebuie să fac o prognoză diplomată. O prognoză diplomată? Diplomată. Adică, uite, ce se întâmplă. Zim. Ce se întâmplă? Noi suntem în anul vărsătorului. Așa. Cu Jupiter, mare benefic. Așa. Și... Lasă-l mai jos ca să ne vedem. Îl vă las mai jos, dragoste. Așa, mulțumesc. Jupiter și Saturn în vărsător. Jupiter vine după 12 ani, Saturn după 30. E o întâlnire anul ăsta. Și noi, România vărsător, avem aceste două planete și iată cum s-au prezentat ele pe parcursul acestui an. Deci a fost bine că am putut să plecăm în vacanță, ne-am mai dus și pe la serviciu și pe la școală. Dar nimic stabil. Anul viitor, România va rămâne doar cu Saturn. Adică? Care e marele malefic, austerul și cel care aplică numai reguli. Așa, Jupiter se va muta în zodia peștilor. Acolo e un mediu misticitate. Voi fi zis bine. Ai zis perfect. E bine. E bine, bine. Așa. Deci Jupiter ăsta în zodia peștilor o să aducă o intuiție, o stare de bine, o predispoziție spre visare, pentru că am obosit foarte tare. Pe de altă parte, noi suntem într-un an cu foarte vom fi într-un an cu foarte mulți doi. 2022. Așa, sunt foarte mulți. 22 e un număr maestru, dar el este dublu, da? Și atunci se multiplică, se amplifică ceva și în bine și în rău. Și deci tu o să, Edi, o să devină tată, deci se multiplică. Se devină foarte bine. Și eu? Tu vei avea Jupiter în casa a șaptea. Qu'est-ce que ça veut dire? Pentru mine înseamnă că m-am mărit, da? Și pentru mine? Deci eu... Pentru tine înseamnă că Jupiter, când ajunge în casa partenerială, trebuie să verifice dacă ești cu cine trebuie. Deci la tine face check-in. Check-in? Da. Așa. 2022, după aia dai examen și treci mai departe, adică prelungești mandatul. Dar, pe de altă parte, poate să însemne... Așa, și poate să însemne și că faci un contract avantajos de afaceri. Neti, am început timid. Mi-ai spus că soția mea nu prea are prea multe legături cu mine, dar uite, am terminat-o pozitiv. Da. Mă bucur foarte mult că o să încep și o afacere anul viitor. În orice caz, această afacere pe care o de parteneriat. N-avea niciun farmec această afacere dacă astăzi nu ne întâlneam și... Eu mă bucur foarte mult că ai acceptat întâlnirea noastră. Mulțumesc și eu. Îți spun de la, acum la final că am avut foarte multe emoții în ceea ce te privește. Dar eu nu știu ce curaj ai avut, îți zic ca și lui George Mihăiță, tu nu m-ai auzit vreodată cântând. Cum da. Să mă cheme să cânt? Așa cum ți-a răspuns și George Mihăiță, am Doamne, intuiție. Deci pe cuvânt, n-am cântat niciodată la da. Oameni fals, această fals. Anul viitor, la Vocea României, Neti Sandu va fi unul dintre jurați. Doamne, fiți foarte atent. Mă uit la superstar, la copiii aia, ce frumos cântă. Vrei da. Și eu. Păi și, vrei și tu. Ești în juriu. Vorbesc eu și o să fii în juriu la Vocea României. Doamne. Sau dacă nu o să fii în juriu, cu siguranță, gândiți-vă la o chestie. Cum ar fi anul viitor să prezinte Vocea României Neti Sandu? Doamne și domnilor, Pavel Bartos să spună, doamne și domnilor, acum Neti Sandu! Pac! Vine Neti, zice... V-ați adunat aici degeaba, tot Brenciu câștigă! Ha, 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 ha. Pardon, da, și Neti, aule, m-a luat program pe dinainte! Da. Sunt Horia Brenciu și fiecare zi vi se întâmplă lucruri simple, bucurați-vă de ele, bucurați-vă de Neti, bucurați-vă în fiecare dimineață de lucrurile pe care vi le spune și viața vă e puțin mai frumoasă și mai și vă îndrăgostiți mai repede. Și știți foarte bine cu cine semnați. Nu uitați, Mercur retrograd, nu semnați nimic! Nu e rău. Na 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 na. Da, 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 da. La Vocea României. Na 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 na. Și toată lumea. Na 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 na. Na na na.
Știe contract avantajos. Mulțumesc frumos. Și prelungirea mandatului. Să rămână, mulțumesc din suflet. Nu, acum hai să mâncăm.